E vorba, în primul rând, de audierile unor candidați pentru pozițiile de conducere la Institutul Cultural Român de la Veneția și la Institutul Cultural Român de la Chișinău. Doamna Monica Babuc, propusă pentru funcția de director al Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, și domnul Cristian Luca, propus pentru funcția de director al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Pe punctul 3 este o propunere privind revocarea doamnei Catinca Maria Nistor din funcția de director al Institutului Cultural Român de la Londra. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi? Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș avea câteva comentarii la ordinea de zi. Domnule Jicman, am adresat solicitarea să veniți la comisiile de cultură și de politică externă să explicați care este politica de cadre a ICR, pentru că ordinea de zi pe care o vedem astăzi... Mă scuzați. Votam ordine de zi acum. Păi da, dar e vorba după de aceea, de eventual, că rămâne cu domnul Jicman, îi puteți spune această întrebare, pentru că nu e pe... E legat de ordinea de zi, pentru că pe ordinea de zi avem... Deci faceți o propunere pentru ordinea de zi, eventual. O propunere pentru ordinea de zi. Nu fac o propunere, fac un comentariu pe ordinea de zi. Ok, dacă vreți să facem după. Vot. Ce comentariu faceți pe ordinea de zi? Se vota ordinea de zi, atâta tot. E un vot acum, după aceea putem să intre. Deci, este cineva de acord cu ordinea de zi propusă? Nu. Avem voturi contra, abțineri? Ok, aceasta este ordinea de zi. Îi v-aș propune următoarea procedură. Întâi să dăm cuvântul reprezentanților Institutului Cultural Român și Ministerului Afacerilor Externe, urmând ca după aceea să îi chemăm la rând, la prezentare pe cei doi candidați. Așa că, domnule Jicman, domnule Andrei Novac, vă rog, domnule Jicman. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc și cu această ocazie, să vă mulțumesc dumneavoastră și domnilor senatori, domnule președinte Titus Corlățean, domnilor senatori din comisie, pentru că ați programat această ședință de audieri, având în vedere importanța celor două reprezentanțe, importanța pe care o are ICR Chișinău pentru activitatea noastră în general, importanța reprezentanței de la Veneția, unde se discută propunerea Academiei Române, având în vedere că ne pregătim împreună cu MAE și cu Ministerul Culturii de organizarea unei noi ediții a Bienalei și, nu în ultimul rând, că ați înțeles situația și nevoia de a analiza cu celeritate propunerea de revocare de la Londra, pentru că e important să lămurim acest aspect. Sunt convins și am încrederea că candidații propuși vor răspunde rigorilor dumneavoastră în funcție de analiza pe care o veți avea și mai ales că odată ajunși la post își vor îndeplini misiunea cu succes, asigurându-vă, așa cum s-a întâmplat și în cazul pe care, din păcate, îl analizăm astăzi legat de Londra, asigurându-vă de faptul că vom fi foarte atenți ca toată lumea să respecte și normele interne ale ICR și toate prevederile legale și vom avea întotdeauna o analiză atentă a activității reprezentanțelor noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vă rog, domnule Novac! Domnilor președinți, domnilor și domnilor senatori, da, și Ministerul Afacerilor Externe este în asentimentul domnului președinte vis-a-vis de faptul că la Veneția aveam nevoie de un director plin. Se apropie într-adevăr o nouă ediție a Bienalei de Arhitectură. Pentru prima dată după 40 de ani, pavilionul României de la Veneția a fost restaurat și înțeleg că săptămâna viitoare se va face recepția lucrărilor. Așadar, există un context mai mult decât favorabil pentru o prezență cât mai bună pentru România la Bienală. De asemenea, celelalte două cazuri, sigur, Institutul Cultural Mihai Eminescu de la Chișinău, care e normal să aibă și un director plin, și cealaltă situație pe care domnul președinte ne-a semnalat-o și noi am întreprins demersurile la nivelul Ministerului și am trimis către Senat propunerea de revocare a doamnei Nistor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar de stat. Îi dau cuvântul domnului Andraș Demeter.
Ministrul Culturii, domnule secretar de stat, vă auzim. Activați microfonul, vă rog. Da. Acum e ok. Acum e ok. Secretar de stat, o invităm pe doamna Monica Babuc. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, da, sigur, înainte de aș vrea să adresez cravată domnului Jigman. Vă rog. Domnule Jigman, și conducerii ministerilor care se ocupă de ICR. Noi am solicitat și sper că v-a venit solicitarea să veniți la comisie să ne explicați care este politica de cadre în ICR, pentru că ce observăm este că ați început cu o serie de incompetenți. Și faptul că vreți să o dați jos pe doamna Nistor acum ne arată că am avut dreptate când v-am spus să nu puneți oameni care n-au ce căuta în astfel de poziții, doar pentru că sunt împinși politic, și continuați seria de numiri politice, cum să spun, la un nivel de agresiune la interesele statului român care este de neacceptat. Să vii să propui doar pentru că ți impune PSD și domnul Ciolacu la ICR, la Chișinău, o colaboratoare apropiată a oligarhului Plahotniuc, mi se pare o insultă la adresa statului român și a relației statului român cu Republica Moldova. Și faptul că veniți cu astfel de propuneri pur politice, doar pentru că doamna respectivă i-a făcut domnului Ciolacu filială în Chișinău, trebuie să o numim noi la ICR, este dincolo de orice înțelegere și mă gândesc cu groază că seria normală, după cum funcționați, este să o aveți pe doamna Buc la Chișinău, după care îl aștept mâine pe Sebastian Ghiță la ICR Belgrad, nu? Măcar el își plătește apartamentul. Am înțeles ideea. Deci, deci evident că nu sunteți în stare să faceți față ordinelor politice. Noi vă spunem, dați-vă demisia dacă aveți cât de cât onoare și insistați să nu mai existe numiri politice, mai ales în astfel de situații când domnule se senator, vine am, cu niște am înțeles de la început care este ideea intervenției. Haideți să nu vorbim unul peste altul. Aveți un președinte de comisie, domnule senator. Da, aveți un președinte de comisie. Haideți să ținem totuși, să ținem un echilibru. Am înțeles care este întrebarea. Vă rog. Da, acum, eu n-am dorit să intervin. Cred că este util să avem o discuție în comisie reunită cu conducerea ICR și cu responsabilii din cele două ministere cu privire la modul de funcționare, politică de cadre, resursele alocate sau mai degrabă nealocate pentru funcționarea corectă a ICR-ului, pentru că pachetul este mult mai de ansamblu și eu cred că pentru cei de bună credință există interesul ca această instituție să funcționeze corect în interesul unei imagini cât mai bune din punct de vedere cultural a României în străinătate. Pe de altă parte, sunt ferm împotriva amestecării subiectelor de fond cu declarații politice, cu acuze politice. Aș face o lungă listă dacă ar fi cazul să intervin pe această temă, dar nu este cazul la acest moment. Avem două teme, să spunem, de numiri. Noi nu suntem sesizați, comisiile vă aduc aminte, nu avem competența de numire, ci exprimăm la solicitarea conducerii Institutului Cultural Român avize, iar decizia este luată de cei doi miniștri prin ordin comun și la numiri și potrivit legii articolul 18, paragraful 3 din legea care asigură organizarea funcționarea ICR-ului și la revocări. Deci noi vom exprima astăzi niște avize pe temele respective. Așa încât invit colegii cu decență să se concentreze pe aceste subiecte pe care le avem pe ordinea de zi. Restul, da, consider necesar o dezbatere profesionistă pe tema pe care am menționat-o. Așa încât, domnule președinte al Comisiei Cultură, vă invit să continuăm procedura.
Deci, domnule Colțan, sunteți confortabil să discutați o candidatură a unui apropiat al lui Plahotniuc la o instituție a statului român? Domnule senator, doar pentru că e propus de PSD? Habar nu aveți despre ce vorbiți, numărul 1. O astfel de numire se face printr-o consultare. Citiți presa, hashtag. Se face printr-o consultare interinstituțională mult mai complexă și mult mai sofisticată decât aveți dumneavoastră habar. Deci, din acest punct de vedere... Am habar că PSD își numește oameni, inclusiv oameni... Haideți să încercăm să avem, vă rog frumos, o disciplină a conversației. Da. Deci, vă rog să continuăm procedura. Invitați primul candidat, pe doamna Babuc, propusă pentru ICR Chișinău. Vă rog, doamnă Bucă. Aveți 5 minute pentru expozeu. Mai întâi vom invita conducerea ICR pentru a face potrivit procedurilor pe care le avem o scurtă introducere, după aceea elementele de mandat principal în, să spunem, 5 minute, după care deschidem dezbaterile. La final, votul va fi exprimat în cameră, fără prezența candidatului, așa cum este corect. Vă rog, domnule președinte ICR. Da, vă mulțumesc, domnilor președinți. Încă o dată, transmit salutul meu, salut și pe doamna Babuc. Am înaintat propunerea aceasta către, pe circuitul cunoscut, către cele două ministere și am obținut acordul pentru această propunere și am înaintat, așa cum cunoașteți, inclusiv mandatul propus de doamna Babuc pentru această funcție. Sunt convins că dacă acesta va fi urmat și am toate elementele să cred că va fi urmat, domnia sa are competența necesară și experiența căpătată în funcții de conducere și în management cultural, încât să conducă și să urmărească continuarea activității pe care o avem la ICR Chișinău și chiar o mai bună perspectivă și conectare a mediului artistic și cultural de acolo către spațiul european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Vă rog, doamna Babuc! Mulțumesc, domnule președinte, domnilor președinți, onorată asistență, doamnelor și domnilor senatori, mulțumesc pentru această ocazie, un prilej și onoare de a vorbi în fața dumneavoastră și a vă prezenta punctul meu de vedere asupra modului de funcționare, perspectivelor și obiectivelor strategice ale Institutului Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău. Calitatea mea de candidat la funcția de director a ICR, Mihai Eminescu din Chișinău, care a survenit în urma propunerii domnului președinte Liviu Sebastian Jicman de la Institutul Cultural Român, este pentru mine o onoare pentru care îi mulțumesc respectuos și totodată este o coincidență fericită cu această dată pe care o sărbătorim astăzi, centenarul Constituției României Regale, care, iată, mă face să mă bucur de o echitate istorică care se întâmplă astăzi, și anume faptul că născută din părinți români din regat, nepoată de bunici români care și-au pierdut cetățenia română nu din voia lor, ci pentru că s-a întâmplat acest lucru abuziv și puterea sovietică a realizat raptul Basarabiei de la România, iată că eu, restabilindu-mi cetățenia română în anii 90, pot profita de toate drepturile românilor oferite de Constituția română și pot participa inclusiv la aceste audieri și să încerc cel puțin să vă conving că experiența mea, entuziasmul meu și energia care mă caracterizează ar putea aduce beneficii diplomației culturale române la Chișinău. Vreau să vă spun că probabil că ați făcut cunoștință cu CV-ul meu, dar câteva cuvinte totuși aș vrea să vă vorbesc astăzi, pentru că altă ocazie nu o voi avea cu siguranță. Am fost ministru a culturii timp de 6 ani în Guvernul Republicii Moldova. 6 ani consecutiv în 4 guverne a însemnat pentru mine un mandat foarte important, iar în ultimii 2 ani de mandat am avut un minister complex care a
a survenit în urma unei reforme guvernamentale și atunci am avut și domeniul cercetării și educației, Ministerul numindu-se în ultimii ani de mandat Ministerul Culturii, Educației și Cercetării. Toate aceste experiențe sunt importante, dar cel mai important este că prioritatea activității mele în guvern la cultură a însemnat întotdeauna relația cu România. Și acest lucru vine din firească noastră comuniune de limbă, istorie, tradiție, cultură și sunt foarte mândră că am lucrat cu autoritățile române din domeniul culturii, cu instituțiile non-guvernamentale și cu foarte mulți oameni de cultură, actori de prim rang în cultura românească pentru a realiza lucruri foarte importante în acest domeniu. Vreau să vă spun că în mandatul meu am lucrat cu 10 miniștri ai culturii din România și cu foarte mulți dintre ei am avut o relație care a dat rezultate foarte bune. Îmi amintesc, de exemplu, de aceea că în acest mandat trei elemente notorii ale patrimoniului nostru cultural au fost înscrise în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural universal imaterial. Colindatul în ceată de bărbați în 2013, scoarța tradițională în 2016 și mărțișorul în 2017. Aceasta tot făcut în colaborare cu cercetătorii și cu autoritățile române din domeniu. Îmi aduc aminte foarte bine de grantul oferit de Guvernul României în anul 2014, de acele 2.800.000 de euro în premieră pentru patrimoniul arhitectural din Republica Moldova, care fiind valorificate au însemnat restaurarea două edificii de prim rang în patrimoniul cultural din Republica Moldova. Este vorba de Muzeul Național de Arte și este vorba de Sala cu Orgă, la fel precum construcția unui nou edificiu a Teatrului Național Dramatic Bogdan Petriceicu HD-ul de la Cahul. Folosesc această ocazie să-mi amintesc de faptul că la baza acestui grant a stat Guvernul Român în frunte cu domnul Victor Ponta și Ministrul de Externe, domnul Titus Corlățean. Vă mulțumesc și cu această ocazie pentru acest efort extraordinar pentru patrimoniul nostru. Vreau să vă spun că reuniunea teatrelor naționale, care în acest an, teatrelor naționale românești, care se produce la Chișinău, și care a ajuns la ediția 8-a în septembrie, este inițiată în mandatul de ministru al culturii pe care l-am avut și sunt mândră de acest lucru pentru că mari maestri ai teatrului românesc de pe ambele maluri ale Prutului, Petru Hadârcă și regretatul Ion Caramitru, au fost cei cu care am inițiat această reuniune la București în 2014. Cunoscutul târg de carte, Bookfest, pe care l-am adus la Chișinău împreună cu Uniunea Editorilor din România, cu ministrul Vlad Alexandrescu, cu Institutul Eudoxiu Hurmuzache pentru Românii de Pretutindeni, înseamnă unul din evenimentele cheie din viața culturală a Republicii Moldova de astăzi. Și în mandatul meu am realizat în 2016, 17 și 18 trei ediții consecutive a acestui târg de carte Bookfest. Împreună cu Institutul Cultural Român, împreună cu Institutul Eudoxiu Hurmuzache și Președinția Română, am realizat în exact aceiași ani trei ediții a seminarului dedicat patrimoniului cultural românesc în Republica Moldova. Vă spun aceste lucruri doar pentru ca să vă exprim încrederea că cel puțin această experiență a mea și cunoașterea multor importanți actori în domeniul culturii din România ar putea să îmi permită să pun umărul de o manieră profesionistă și energică la realizarea obiectivelor diplomației culturale române în Republica Moldova, obiective care se bazează pe principiile de bază a politicii externe ale României, în cadrul căreia relația cu Republica Moldova este, bineînțeles, o relație strategică, o relație prioritară care urmărește scopul sprijinirii pe toate căile a parcursului european a Republicii Moldova și a atașării Republicii Moldova prin România la valorile culturale europene. În obiectivele pe care mi le propun, în calitate de eventual director al Institutului Cultural Român la Chișinău,
Vreau să propun o nouă optică legată de această relație culturală interromânească, mai degrabă intraromânească. Trebuie să realizăm o sincronizare a celor două ramuri ale unui trunchi unic care este cultura română, cu fenomenul cultural care se dezvoltă în Republica Moldova și cel care se dezvoltă și crește în România. Pentru că din discuțiile și din expertiza pe care o am de la foarte mulți experți, se întâmplă, chiar dacă și în ultimii ani lucrurile se schimbă încet, încet, că aceste două ramuri se dezvoltă mai degrabă în linii paralele decât în linii convergente. Ori noi trebuie să construim prin diplomația românească la Chișinău un sistem care să însemne sistemul de vase comunicante a culturii române. Dezvoltate separat și paralel, ele pierd din vigoarea culturii românești ca factor de impact pentru dezvoltarea conștiinței naționale a poporului nostru și, prin urmare, a viitorului pe care românii îl vor avea în Europa de mâine și în lumea de mâine. Consider de asemenea că Institutul Cultural Român la Chișinău trebuie să aibă o vizibilitate cu mult mai mare și una mult mai bună, pentru că, de exemplu, în situația în care un dita mai centru de cultură și știință a Federației Ruse la Chișinău, care ocupă un edificiu de 3 etaje și săli enorme pentru activități și care face tot felul de evenimente, începând de la copii, tineri, adolescenți, oameni seniori și așa mai departe, în comparație cu micul sediu al Institutului Cultural Român, care, bineînțeles că este doar o parte a activității sale, dar nu reprezintă și nu permite o activitate pe măsura obiectivelor pe care și le face această instituție a diplomației culturale române la noi. Vreau să vă spun că urmărim de asemenea ca interferența culturii române manifestată prin actorii culturali din Republica Moldova și din România trebuie să se dezvolte și în sensul invers, astfel încât și în România, și acest lucru este prevăzut de obiectivele strategice ale strategiei Institutului Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, trebuie să fie cunoscută și la București și oriunde în România. Altfel, misiunea diplomației culturale probabil că ar fi trunchiate. Sunt multe de făcut la Chișinău, la Institutul Cultural Român, sunt multe de făcut pentru ca cultura română să aibă un impact pe măsura posibilităților ei, a profunzimii și a frumuseții ei, și pentru aceasta mă angajez să îmi pun tot entuziasmul, toată energia și toată experiența pentru ca aceste obiective să fie realizate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc mult, doamna ministru. Într-adevăr, în ultima perioadă se vede un reviriment al activității Institutului Cultural Român de la Chișinău și vreau să salut pe Narcis Afrăsinei pentru acest lucru, să-l felicit. Sunt convins că prezența dumneavoastră acolo va reuși să readucă fenomenul cultural românesc la adevărata valoare pe care o are în acest spațiu. V-aș propune să avem intervenții de maxim 2 minute, intervenții la obiect, să nu mai face declarații politice. Da, te rog, după aceea îi dau cuvântul domnului Corlățean, domnului președinte Corlățean. Da, sunt, punctul principal este că, începând cu sfârșitul anului trecut, împreună cu domnul Afrăsine, noi am demarat procedurile pentru a avea un sediu funcțional la Chișinău. Din păcate, având la bază acel tratat de reciprocitate, nu putem să închiriem un spațiu nou, deși identificasem un spațiu în Chișinău. Eu, chiar de la aeroport, vin de la Chișinău, am discutat ieri cu domnul director, s-a identificat un spațiu care ar putea fi funcțional pentru ICR și au început deja demersurile pentru a-l primi în baza raportului de reciprocitate cu Republica Moldova și sunt convins că e posibil ca în cel mai scurt timp să-l avem la dispoziție și să începem eventuale lucrări de refacere sau dar minimale. În orice caz, din ce am văzut eu, spațiul arată foarte bine. Asta era o veste bună în plus față de ce a spus dumneavoastră. Mulțumesc, vă rog, domnule președinte. Da, mulțumesc că... Doamna Babuc, sunteți invitată la
Comisiile de Politică Externă și de Cultură la propunerea formulată de ICR pentru a obține avizele acestor două comisii pentru desemnarea pe poziția importantă de director al Institutului Cultural Român de la Chișinău. Este o semnificație cu totul și cu totul specială și cei mai mulți dintre noi, nu știu dacă toți, tratăm cu foarte mare seriozitate această propunere pentru desemnare. Acum, în limita celor două minute pe care înțeleg că domnul președinte Badea l-a stabilit procedural, a spune pe scurt următoarele chestiuni. Dar încep cu totul altceva. Nimic pregătit, acum remarcă anumite lucruri, aș vrea să vă urez la mulți ani. Azi e ziua noastră de naștere, vă doresc multă sănătate și succes în ceea ce faceți. Acum, pe fond, pentru că fondul este important, nu declarațiile politice. Știu dosarul foarte bine. Nu am întrebări, în afara uneia singure, care să dea un element de context la afirmațiile care s-au făcut ceva mai devreme. Dar întrebarea e la sfârșit. Dumneavoastră ați făcut niște lucruri remarcabile ca ministru al culturii a Republicii Moldova în cooperarea bilaterală cu statul român, cu România și cu alte guverne ale partenerilor europeni și euroatlantici. Dumneavoastră ați făcut niște lucruri remarcabile în anii de portofoliu la Ministerul Culturii și ulterior și Ministerul Educației, care au vizat direct limba română, identitatea românească, simboluri pentru noi românii de pe ambele maluri ale Prutului, așa cum ați și menționat, Mărțișorul, adaug și ea românească. Ați făcut împreună cu noi, cu statul român, lucruri deosebite pentru reabilitarea Muzeului Național de Artă, pentru, da, sala cu orgă. Și invit pe toți cei care n-au fost acolo să facă acest lucru, să vadă ambele săli și muzee, pentru noul teatru de la Cahul. Și aș spune în mod special, pentru că am avut atunci nevoie de un partener, pentru a sparge niște bariere și a înființa acest festival comun al teatrelor românești, ca așa s-a numit, românești de pe ambele maluri ale Prutului, în care partener a fost Petru Hadârcă, directorul general al Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău, ministrul culturii Monica Babuc și dumneavoastră odinească maestrul Ion Caramitru la București, ca director al Teatrului Național București și subsemnatul ca ministru de externe. Cu dumneavoastră am reușit să spargem foarte multe bariere și politice și de mentalitate și tot felul de blocaje. Și aș avea o listă mult mai lungă. Așa încât eu n-am întrebări de fond, pentru că știu despre ce vorbim, dincolo de populismele deșanțate pe care le-am auzit și le-am citit în aceste zile, care au o destinație și un scop politic. Dar eu cred că statul român vă datorează într-un fel și o fac eu. Un mulțumesc. Ăsta e singurul lucru pe care vreau să-l comentez pe fond. Acum, am o chestiune, o întrebare simplă pentru a plasa contextul. Dumneavoastră, cu cine ați fost colegă în cabinetele din care ați făcut parte și în care ați avut prim-miniștri în guverne de coaliție? Ați avut și vice-prim-miniștri, miniștri de externe, care ulterior au devenit prim-miniștri și ați avut și colegi, colege, miniștri care fac parte din arhitectura de putere de astăzi, de la Chișinău la cel mai înalt nivel. Vreau să-mi dați, vă rog, numele ministrului educației cu care ați colaborat, am înțeles foarte bine, și ați și rezonat pe idealuri și pe valori. Vă rog să-mi dați răspunsul. Mulțumesc pentru întrebare. Da, am fost colegi cu mulți reprezentanți ai autorităților de azi a Republicii Moldova și da, am fost colegă 3 ani de zile în Guvernul Republicii Moldova cu doamna președinte Maia Sandu, care era ministru al educației, iar eu eram ministru al culturii. Ne cunoaștem foarte bine, într-adevăr, cum spuneți, am rezonat pe valori și cred că dumnea ei mă ține minte și eu țin minte foarte bine prestația dânsei în acest moment. Se întâmplă să fi fost cumva colegă de guvern și cu actualul prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Răcean? Da, am fost colegi în momentul în care dânsul a deținut funcția nu foarte lung de ministru de interne și domnul Igor Grosu, care este președinte a Parlamentului, era pe atunci viceministru la educație. Prin urmare, ne întâlneam la ședințele de guvern și la ședințele care vizau problemele de cultură și educație. Ne cunoaștem foarte bine. Și înțeleg că împreună ați dat orientarea
pro-europeană și occidentală atunci când Serghei Narișchin a venit la Chișinău ca șef al administrației prezidențiale o zi după mine și ați refuzat dumneavoastră cu partidul imperfect din care ați făcut parte, așa cum celelalte partide imperfecte din coaliție, ați decis să respingeți oferta rușilor și să mergeți pe direcția pro-occidentală. Așa este? Așa este, domnule președinte. Da. Și vă mulțumesc și cu asta, asta este ultimul meu considerent. Eu vă mulțumesc, deși voiam să abordez doar aspectele de fond, eu vă mulțumesc că dumneavoastră sunteți cea care ați avut tăria să rupeți legătura cu anumite aspecte ale trecutului delicat, istoric vorbind, din partidul din care ați făcut parte. Dumneavoastră sunteți responsabili de a rupe și a da o nouă respirație democratică acestui partid. Este un aspect pe care nu l-aș fi menționat dacă nu era acea intervenție indecentă, în profundă neștiință a subiectelor. Așa încât eu nu mai am alte întrebări, vă propun să continuăm această audiere. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Sunt colegi care doresc să mai adreseze întrebări? Vă rog, domnule Dănescu. Cine? A, două secunde că s-a scris domnul Dăneasă și după aceea. Vă rog, domnule. Da, vă rog, domnule Mihail. Vă ascultăm, da. Sunteți un om politic cu state vechi. Problema e că ați fost ministru. Și bună că ați fost colegul cu 10 oameni, nu ne-ați fi ce scris. Problema este că dumneavoastră ați condus, ați preluat în grijă de la capătul partidului, ați condus și ați predat pe care PSD-ul. Da? Și în schimb, PSD-ul vă oferă un post. Am văzut că ați trebuit multe fabrici, de fabrici, atât de fel de manifestări și monumente și așa mai departe. Întrebarea este ce veți face când veți fi reprezentat și organizatoarea unei activități de management cultural pentru statul român și pentru cultura română. Și întrebarea concretă este următoarea. Ce veți face când partidul dumneavoastră și-a declarat un timp mai recent pe domnul Ciolacu? Sau oameni apropiați acestui partid vă doriți să se asocie de evenimentele cere și să se asocie cu statul român? Cum veți gestiona această situație cel puțin interesantă, dacă nu doar de timp cu statul român? În martie 2021 am fost la audiere în Parlamentul Republicii Moldova privind situația de la Republicii Sportiv Chișinău Arena. Era o afacere publicoasă unde statul moldovean pierdea groaznic, a fost contractată pe timpul regiunii Pavlovnic. În stenograma acelei ședințe se menționează clar că dumneavoastră a semnat contractul, se menționează clar că este dotatul am deschis pe acest subiect în Republica Moldova. Și întrebarea este, știm că prietenii noastre PSD sunt puțin sensibili la problemele corupției, pentru că au destul mai parte. Dar de ce credeți că statul român ar trebui să numească o persoană care figurează într-o astfel de înșiruire, într-un astfel de scandal destrecut, să o numească într-o poziție de responsabilitate pentru promovarea culturii statului român? Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vă rog! Da, sunt două întrebări. Mai întâi întrebările. Să luăm și întrebarea domnului Negoi și după aceea întrebarea domnului Dăneasă. Vă rog, domnul Negoi. Da, după aceea domnul Dăneasă. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cu acceptul dumneavoastră, dacă s-ar putea răspunde la fiecare întrebare, dacă nu o să pun întrebările și așteptăm răspunsurile, aș fi preferat totuși să avem răspunsurile pe măsura punerii întrebărilor, tocmai pentru a... Nu, eu v-am făcut, v-am dat cuvântul ca să puneți întrebarea, vă rog frumos. Mulțumesc frumos. Doamna Babuc, în primul rând, la mulți ani pentru astăzi. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb două chestiuni. Ați preluat șefia Partidului Democrat după fuga oligarhului Plahotniuc în străinătate. Acești oameni, inclusiv Plahotniuc și Șor, sunt persona non grata declarați de către Statele Unite și Marea Britanie, mai mult de atât sunt puși pe lista de sancțiuni a acestor state. Vă considerați îndreptățită moral și profesional să ocupați această înaltă demnitate a statului român, aceea de director al directoare a Institutului Cultural Român din Chișinău? Și a doua întrebare, cu permisiunea noastră, domnule președinte, foarte scurt.
În prelungirea primei întrebări, nu am văzut nicio despărțire politică, nicio declarație publică prin care să declinați apropierea de Plahotniuc. De ce credeți că ar trebui să credem acum că veți face ceva în afara sferei de influență a lui Plahotniuc? Ce credeți că ar putea spune oamenii de cultură din Republica Moldova, cei care au fost, pe lângă toți cetățenii, direct afectați de furtul masiv pe care Plahotniuc l-a făcut asupra Republicii Moldova? De ce credeți că acum ați avea o întâietate în a conduce destinele unui institut cultural român din străinătate? Mulțumesc frumos, domnul Dăneasă. Vă rog. Vă mulțumesc, dar aș fi vrut să pun întrebarea mea după ce răspunde doamna întrebărilor. Puteți să le punem pe toată odată ca să meargă. Se amestecă cultura cu politica, dacă... Asta pot să spun. Da, bine, vă mulțumesc. La mulți ani. Eu nu cred că dumneavoastră sunteți urmașa lui Plahotniuc, așa că dacă sunteți continuatoarea liderului politic al acestui partid, nu înseamnă că sunteți și continuatoarea ideilor fostului lider. Ceea ce vreau să vă întreb ține doar de o problemă strict profesională. Eu sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, am fost prieten cu Vlad Pohilă, probabil vă spune ceva numele, și nu suntem suficient de mulțumiți, nu eu, colegii mei, despre cum au evoluat saloanele Moldovei. Nu au fost susținute la nivel de guvern nici de statul român, nici de statul dumneavoastră, încât să fie ceea ce putea să reprezinte această conexiune între artiștii plastici din România și Moldova. Ba mai mult, în contextul acestor întâlniri ale artiștilor plastici, s-a discutat foarte mult ideea că noi nu... vedem neapărat o Republică Moldova, ci o Republică Moldova de Est. Dar asta este altceva. Aș vrea să vă întreb, din momentul din care veți lua conducerea Institutului Cultural Mihai Eminescu de la Chișinău, puteți asigura condiții de expunere a lucrărilor de artă plastică, astfel încât să avem o permanentă manifestare plastică în Moldova, și noi vom încerca să avem și în România, în simetrie, astfel încât să existe o unitate de cultură prin conexiunea celor două uniuni de creație. Doi, la niciunul din institutele culturale române din afară nu am întâlnit o satisfacție din partea artiștilor plastici vis-a-vis de cazarea lor pe timpul expozițiilor pe care le aveau deschise la aceste institute. Deci, pe artiștii plastici îi interesează și acest lucru. Cum vor fi tratați în momentul în care ei au o expoziție deschisă la dumneavoastră? Întrebarea asta o să o pun și celuilalt coleg al dumneavoastră care o să urmeze la... Și în funcție de răspunsul acesta, voi decide și votul meu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog să răspundeți la primele intervenții, după aceea vom continua. Vă rog, doamnă. Mulțumesc! Eu sper să fi memorizat foarte bine toate detaliile acestor întrebări, dar pentru că primei persoane care mi-a fost adresată, îmi cer scuze, îmi scapă numele, cumva este consună cu întrebarea domnului Negoiu, da? Vreau să vă spun că, din păcate, și dumneavoastră ați devenit probabil că victima unor adevăruri trunchiate sau chiar a unor falsuri care se proliferează cu insistență și în presa română și preluate și în Republica Moldova. Mai întâi, eu nu am preluat conducerea echipei politice, altădată condusă de Plahotniuc, pentru că
în 2019, când a plecat, congresul următor al Partidului Democrat a ales în mod ordinar un fost prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Pavel Filip, care a condus acest partid circa 3 ani de zile. Ori eu am preluat după domnia sa, după ce domnia sa și-a dat demisia de la conducerea partidului și am avut un interimat care a fost realizat la solicitarea și la rugămintea colegilor mei de echipă politică în ultimele luni ale anului 2022. Deci este un fals să spui că Monica Babuc a preluat după această persoană conducerea Partidului Democrat. Mai departe, dacă ați fi studiat materialele ultimelor 2 congrese ale Partidului Democrat, ați fi văzut că nu numai ultimul congres în care mi-am prezentat demisia și din partid și din funcția de președinte interimar, dar chiar și următorul congres din septembrie 2019 a luat o atitudine drastică și vehementă în raport cu ceea ce s-a întâmplat în conducerea partidului raportat la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova. Și dumneavoastră cu toții, domnilor și doamnelor senatori, sunteți oameni politici, faceți parte din echipe politice. Cel puțin pentru mine, om care are experiență politică, este important să însușesc niște valori. Și valoarea de bază a unei echipe politice este solidaritatea. Ori, un partid nu este creat doar din liderii lui. Un partid înseamnă sute și zeci de mii de oameni de bună credință, profesioniști, experți, care îi mulțumesc domnului Corlățean, a amintit un lucru. A pus umărul de o manieră hotărătoare în 2010, după debarcarea conducerii comuniste a Republicii Moldova pentru parcursul european al Republicii Moldova. Fără participarea Partidului Democrat, cum se numea pe atunci, la alianțele pentru integrare europeană, numărul 1, numărul 2, numărul 3, acest parcurs, acordul de asociere, acordul de liber schimb și calitatea de candidat stat candidat în Uniunea Europeană, pur și simplu nu ar fi avut loc. Prin urmare, ca și răspuns la următoarea dumneavoastră întrebare, domnul Neagoe, dacă mă simt eu moral pregătită și aptă de a prelua această funcție, iertați-mi nemodestia, da, mă simt moral absolut responsabilă și capabilă să preiau această funcție, pentru că nu veți găsi nicăieri, nici în Republica Moldova, nici în România, în caziere juridice, vreo afirmație în raport cu lipsa mea de integritate juridică, profesională sau morală. Ori lucrurile care mi se insinuează, încă o dată repet, sunt în mare parte neadevăruri, adevăruri trunchiate, citate scoase din context și amestecuri de rău cu bine. Rău cu bine, își spunea cândva Constantin Brâncuș, societățile care nu știu să discearnă răul de bine sau le amestecă, sunt deja pe panta dispariției. Eu nu cred că noi asta ne dorim. Sunt întotdeauna pregătită să răspund la întrebări, dar sunt ferm convinsă că la necunoaștere în profunzimea subiectului sau la insinuări trebuie să răspundem în măsura capacităților noastre de a prezenta acest adevăr. Vă mulțumesc. Mai departe, a fost o întrebare legată de Arena Chișinău. Iarăși, sunt niște lucruri absolut neadevărate. Nu există niciun fel de dosar în Chișinău legat de Arena Chișinău. Da, au existat discuții foarte aprinse în raport cu un parteneriat public-privat prin care s-a realizat acest extraordinar edificiu care, apropo, va găzdui la 1 iunie la Chișinău 41 de șefi de state din Europa, pentru că în altă locație acest lucru ar fi fost imposibil. Nu vă mai spun că primul concert care a fost realizat în Arena Chișinău a fost concertul extraordinarei trupe ucrainene Ocean Elzi, care este cunoscută probabil că și în România.
și care a venit să, și la următorul concert au fost prezenți acolo în sală peste 7.000 de vizitatori, de spectatori. Este un edificiu cu valoare de unicat la nivel de Republica Moldova, care poate găzdui într-o manieră egală și evenimente culturale și cele sportive și iată și politice internaționale. De aceea, infirm cu absolută responsabilitate informația cu privire la faptul că ar exista dubii asupra integrității mele și asupra moralității mele în raport cu acest subiect și cu altele legate de mine în politică. Depinde de modul fiecăruia de a munci și de a-și realiza obiectivele în aceeași politică. Pentru că nu am fost niciodată de acord când se spune că politica e murdară. Politica este murdară în raport cu curățenia fiecare din cei care realizează această activitate umană foarte veche. Dumneavoastră, domnule Neagoi, că vedeți că discutăm tot mai mult, mă întrebați ce ar putea spune oamenii de cultură despre intenția mea sau despre cel puțin îndrăzneala mea de a participa la aceste audieri și de ocuparea de către mine a funcției, eventual, bineînțeles, a funcției de director a Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Fiindcă tot dumneavoastră m-ați felicitat cu ziua de naștere, nu eu am vrut să vorbesc, e o chestie absolut personală, v-aș ruga să deschideți profilul meu de pe Facebook ca să vedeți ce spun astăzi oamenii de cultură cu ocazia zilei mele de naștere. Și vă asigur că absoluta majoritate dintre ei împartă o simpatie la fel de caldă pe care le-o port și eu, pentru că am realizat împreună cu ei lucruri durabile în cultura și în general în spiritualitatea românească la Chișinău. Cât privește saloanele Moldovei, vă mulțumesc pentru această întrebare. Sunt cumva mirată când spuneți că se vorbește aici despre lipsa de susținere a lor. Vreau să vă spun cu absolută responsabilitate. În cei 6 ani de mandat am avut întotdeauna un suport prioritar pentru saloanele Moldovei din partea Ministerului Culturii. Ori această prevedere financiară, ca să nu mai spun deja spirituală, era deci în afara discuțiilor la finanțarea din bugetul Ministerului Culturii din Chișinău și unul din evenimentele care era ctitorită de directorul Muzeului Național de Artă, maestru Tudor Zbârnea, care este un expert și un om de o responsabilitate extraordinară. De aceea vreau doar să țin cont de ceea ce mi-ați spus dumneavoastră și cumva sunt mirată că îmi spuneți că au existat probleme cu cazarea artiștilor plastici. Nu am auzit acest lucru la Chișinău, o să încerc să verific, dar cel puțin voi fi foarte atentă în cazul în care voi accede în această funcție, la modul în care sunt tratați artiștii plastici la saloanele Moldovei, dar și la alte evenimente de acest fel. Pentru că este inadmisibil să fie altfel. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna ministru. Cam astea sunt răspunsurile. Domnul Bordei dorea să vă adreseze o întrebare. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând și din partea mea, la mulți ani și multă sănătate, tot ce vă doriți. Două întrebări, încerc să fiu cât mai scurt. Prima întrebare, dumneavoastră sunteți în esență un politician, un om politic. Tot CV-ul dumneavoastră ne arată că ați avut o succesiune de funcții politice, deci cred că nu există o umbră de îndoială cu privire la acest lucru. În România există o dezbatere foarte mare legată de depolitizarea instituțiilor statului și partidul din care fac parte, USR, este unul din partidele care militează foarte clar pentru separarea funcțiilor din anumite instituții ale statului de ideea de a numi politicieni. Și asta datorită experiențelor cu oamenii politici numiți în diverse instituții care au avut comportamente
care evident au fost influențate de familia politică din care făceau parte și așa mai departe. Nici nu discutăm acum despre ideea de competență, în ce măsură, nu pun în discuție în ce măsură cunoașteți dumneavoastră domeniul cultural sau alte lucruri de genul ăsta. Deci, întrebarea mea ar fi, din punctul de vedere acestui principiu al depolitizării instituțiilor statului, vi se pare normal ca dumneavoastră, ca om politic, să fiți numit în această funcție? Deci, cum vedeți dumneavoastră această chestiune? Și a doua întrebare, ați fost ministru al culturii timp de 6 ani, cred, dacă nu mă înșel. Întrebarea mea ar fi legată de noțiunea limbii, prin acest concept al limbii moldovenești. Abia acum am văzut că Parlamentul Republicii Moldova a hotărât eliminarea acestui concept și folosirea conceptului de limbă română și aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră pe parcursul mandatului de ministru de culturii ați făcut ceva în direcția eliminării acestui concept inventat de sovietici de limbă moldovenească și afirmarea principiului că și cetățenii Republicii Moldova, de fapt, vorbesc limba română. Mulțumesc. Vă rog, doamna președinte, doamna ministru. Și eu vă mulțumesc, stimate domnule senator Bordei. Cât privește depolitizarea, vreau să vă spun că ce să facem cu situația în care mă consider în egală măsură și om de cultură? Și om care are o experiență politică, dar om care a pus pe stop acum activitatea politică care a durat circa 14 ani și are o pregătire istorică, temeinică, dar și o experiență în domeniu. Eu cred că atunci când vorbim de depolitizare, spunând că niciun politician, pentru că cum putem califica un om care nu are apartenență la moment politică și nu și a declarat franc că a făcut un pas în urmă din politica activă. Deci nu-l mai poți numi politician. Dacă a avut experiență, toată lumea trăiește experiențe. Or, vreau să vă spun că situația de fiecare dată trebuie tratată în mod special, adică în fiecare caz aparte. Pentru că trebuie să recunoaștem că au existat la conducerea instituțiilor de cultură și a domeniului culturii și oameni de cultură care, din păcate, nu au făcut față cerințelor. Și au existat oameni care au avut experiență politică și au făcut lucruri frumoase în acest domeniu. Or, și inversul este prezent aici. Eu cred că atunci când vorbim despre depolitizare, trebuie să plecăm de la insinuări la fel cum mi s-a făcut mie astăzi, ca și cum eu aș fi reprezentanta unui partid politic din România, care a făcut aranjamente pentru mine aici și, așa cum am mai auzit, insinuându-se la adresa mea, făcând dorința fiind ca eu să pledez pentru cauza acestui partid. Stimate domnule Bordei, trăim în secolul 21. Toate lucrurile sunt la vedere astăzi. Toată lumea înțelege ce înseamnă politizare și toată lumea știe ce înseamnă respectarea prevederilor legale pentru orice funcție pe care o ocupă. De aceea și există organe precum Comisia Comună a Senatului României, care poate verifica activitatea oricărui director ICR și așa mai departe, dar eu nu cred că noi trebuie să dăm o importanță atât de mare termenului de depolitizare, pentru că și el, ca și multe alte termene în viața publică, câteodată pur și simplu sunt folosite ca mod sau ca instrument de luptă împotriva adversarilor politici. Eu nu cred că asta e cazul dumneavoastră, dar aceasta este răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră. Și în continuare m-ați întrebat despre limba română. Uitați-vă, sunt mândră, am salutat și am fost fericită pentru decizia pe care a luat-o Parlamentul Republicii Moldova și doamna președinte a Republicii Moldova, promulgând legea votată pentru că am fost participantă la toate marile adunări naționale, pe piața Marii Adunări Naționale. Am participat activ
la mișcarea de eliberare națională din Republica Moldova. Am pledat personal și familia mea și eu și prietenii mei pentru limba română, grafia latină. Acum poate părea foarte hilar acest lucru, dar obținerea grafiei latine pentru limba română a fost un act de eroism pentru românii din Republica Moldova. Și modul în care s-au produs evenimentele politice care au dat posibilitate ca această chestiune să fie tratată ambigu, a făcut ca lucrurile să se producă așa cum s-au produs. În calitatea mea de ministru, tot ce am făcut eu, și festivalul ei, și elementele de patrimoniu introduse în lista reprezentativă UNESCO, și Târgul Național al Covorului, Covorul Dorului, și toate elementele de patrimoniu care au fost scoase în evidență, pentru că când vă vorbeam de seminarul de patrimoniu românesc în Republica Moldova, pare ușor, acest lucru nu a fost deloc ușor să organizezi în perioade politice care erau nu foarte favorabile unor acestor evenimente. Tot ce am făcut eu a fost pus, dacă vreți, îmi permit această expresie, la picioarele limbii române și atât cât a fost în posibilitățile mele pentru promovarea ei și pentru păstrarea ei, dacă vreți, în calitate de limbă principală a statului nostru, am făcut. Acum vreau să vă zic că sunt recunoscătoare, acum se uită prestația unor oameni foarte importanți în acest sens. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care a emis această decizie, sau domnul Tudor Panțâru, care a emis în 2017, apropo, în plin mandat al Guvernului Partidului Democrat, acest aviz care a stat la baza legii care a permis ca limba română să devină stăpână la ea acasă. Așa încât lucrurile care sunt prezentate trunchiat nu întotdeauna reflectă, domnule senator Bordei, adevărata stare a lucrurilor din viața publică din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna ministru! Dacă nu mai sunt colegi care au întrebări, îi dau cuvântul domnului președinte. Coleg. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am o întrebare. Aș vrea numai să subliniez foarte succint, unu, că susțin simbolistica acestei numiri, doi, apreciez experiența politică și profesională a candidatei și mai ales subliniez faptul că a sesizat specificul ICR Chișinău, care nu este același cu acelorlalte ICR-uri, ci e cel pe care candidata l-a subliniat. E necesar să rupem paralelismul dintre cele două culturi românești. Poate că e cazul să rupem și în privința politicii și subliniez un lucru pentru colegii mei, nu pentru candidată. Statul reprezintă organizarea politică a societății și nu putem depolitiza niciodată statul. Problema e să facem politici bune, nu politici proaste. Iar dacă vrem să-l predăm cuiva, corporațiilor de exemplu, e bine să o spunem că asta e politica noastră în cazul unora dintre colegi. Grupul nostru va vota pentru... Mulțumesc, Gabriela. Domnule președinte. Te rog, Laurent. Și nu cred că și-au loc în Senatul României și nici în comisii. Dar, grupul de mine, va susține această propunere și în cazul în care va fi un vot pozitiv, vă dorim, domnul ministru, un mandat de succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator. Titus Culățean. Da, nemai fiind întrebări, o scurtă concluzie. Pentru cei care sunt de bună credință și știu, citesc cu adevărat lucrurile așa cum sunt și ascultă și audierea, nu cred că sunt semne de întrebare cu privire la calitatea
propunerii și desemnării propuse și supuse avizului celor două comisii astăzi. Dar pentru că unii au făcut greșeala să amestece politica cu fondul și mai ales pentru acei senatori care, nu mă refer la cei cu bună credință, pentru că în politică se pot face lucruri, poți să pui întrebări dacă ai ceva de clarificat, este firesc în politică să fie așa. Pentru cei care cu rea credință și cu imoralitate profundă au amestecat subiectele, vreau să le spun și le spun de plină cunoștință de cauză foarte direct. Vă fac o sugestie, stimați colegi senatori de la USR, ăia fără bună credință. Cereți o consultanță de la rezerviștii care vă sfătuiesc de la momentul înființării partidului dumneavoastră și v-au tot sfătuit și v-au tot consultat în această perioadă și cei ăia mai operativi și ăia mai puțin operativi. Și dacă faceți consultanța asta, s-ar putea să aflați care a fost complexitatea, delicatețea, construcția relației între statele România și Republica Moldova în perioade complicate, care au fost oamenii care au pus umărul, cum s-a pus umărul la păstrarea direcției europene și la consolidarea relației profund românești între București și Chișinău. Dacă nu veți fi capabili să obțineți această consultanță, vă asigur, îmi calc pe suflet și mijlocesc eu consultanța asta pentru cei care cu rea credință astăzi au adus mocirla în Senatul României. Și vă asigur că veți primi toate informațiile necesare, astfel încât pe viitor să vă mai abțineți să faceți porcăriile astea în Senatul României. Acestea fiind spuse, domnule președinte, vă rog să preluați conducerea și să finalizăm această chestiune. Domnule senator, v-ați ratat cariera profund și ați arătat ce sunteți capabil. Nu aveți demnitatea de acum înainte de a mai deschide cu credibilitate cuvântul în Senatul României, așa încât trageți concluzie dacă aveți capacitatea. Mergeți la consultanță la serviciile de informații rezerviștii care vă tot consultă de ani de zile. Da, faceți ceea ce vă spun eu. Mergeți la rezerviștii dumneavoastră că este bine. Haideți să închidem această chestiune. Mulțumim, doamnă Babuc, pentru... Da. Veți aștepta mult și bine. Vă mulțumim, doamnă Babuc, pentru ceea ce ați spus. Vă propun pe procedura de vot și așa să fie de acum înainte și așa a fost înainte. Votul are loc în camera cu, după ce doamna Babuc și orice candidat va părăsi această încăpere. Mulțumesc. Presa rămâne prezentă, niciun fel de problemă. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai sunt luat de cuvânt. Vă felicit eu pentru prestație. Bănuiesc în tot aceștia cât ați fost Ministrul Culturii și ați avut alături dumneavoastră persoane precum Eugen Doga sau Petru Hadârcă, sunt mai mult decât o legitimație de bună moralitate și comportament. Vă mulțumim pentru prestație și vă rugăm să, după ce spuneți câteva cuvinte, să ne puteți permite să dăm votul. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnule președinte, și profit și de această ocazie să spun că îmi aduc aminte foarte bine că vă cunosc de zeci de ani, prezent în Republica Moldova, alături de moldoveni, de românii moldoveni, și sunteți unul din oamenii care cunoașteți foarte bine situația adevărată a relațiilor dintre Republica Moldova și România. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor senatori, pentru atenția cu care m-ați ascultat și mă conformez oricărei decizii a dumneavoastră cu respect. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos! Rog staffurile să fie atente la modul în care se vor exercita voturile. Din câte a fost comunicat, sunt persoane care au trebuit să fie prezente la alte acțiuni și au lăsat voturile domnilor lor. E vorba de domnul Brătescu, care mi-a lăsat mie posibilitatea de a exercita vot în locul domniei sale. Doamna Laura Georgescu, doamna senatorul Laura Georgescu și doamna senatorul Mașcanu pentru doamna Crețu. Așa că v-aș ruga să trecem la vot. Eu vă propun un vot favorabil pentru doamna, un vot pentru aviz favorabil pentru doamna Babuc. Cine este pentru un aviz favorabil? Vă rog să numărați.
online? Nu mai avem. Nu mai sunt. Voturi împotrivă. Deci 13 voturi pentru, voturi împotrivă. În online Costea împotrivă. 3, 4. Deci în online Costea și Radu Mihail sunt împotrivă, da? În online. Perfect. Și în sală 5, da? Băi, frate, băi, hotărâți-vă. 5 sunt în total. 5 în total, păi ziceți. Deci 4 ai și 1 sală. Păi să uite, avem. Intrat și... Da? Da, două secunde. S-a luat notă, domnul senator. Deci avem 5 voturi împotrivă, 13 voturi pentru, abțineri? Nu sunt. În online? Nu avem. Deci cu 13 voturi pentru, 5 împotrivă și fără abțineri, doamna Babuc a obținut un aviz favorabil pentru nominalizarea sa ca director general. Mulțumesc frumos, felicitări doamnei Babuc. Următoarea persoană, următorul candidat care va intra la audier, este vorba de domnul Cristian Luca, pentru funcția de director ajung la ICR Veneția. Vă rog, domnule Luca. Domnule Jigman, o scurtă prezentare. Bună ziua. Bună ziua, salut și eu pe domnul Cristian Luca, fost director adjunct al reprezentanței noastre de la Veneția. Este propunerea Academiei Române pentru funcția de director, așa cum este prevederea legală, dar împreună și la propunerea, să spun așa, domnului Cristian Luca, de asemenea am înaintat cu avizul președintelui Academiei Române și al subsemnatului elementele de mandat pe care le-am transmis. Sunt convins că va exista continuitate la reprezentanța de la Veneția după o lungă experiență în cadrul Institutului Cultural Român și în special în cadrul reprezentanței de la Veneția domnului Luca. Fiind anterior propunerea, nu a mea, dar a Institutului Cultural Român pentru funcția de director adjunct și iată acum propunerea Academiei, cred că sunt toate premisele să răspundă provocărilor și responsabilității acestui post. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule președinte! Domnul Vrac, doriți să adăugați ceva? Da, suntem la fel, cum să spun, pe aceleași coordonate. Credem că experiența pe care domnul profesor Cristian Luca o are atât în spațiul italian, dar și la conducerea Institutului Cultural Român de la Veneția, o să fie, cum să spun, sursa care să genereze o imagine din ce în ce mai bună a Institutului, așa cum am spus la început, primul mare eveniment la care o să lucrăm împreună și cu Ministerul Culturii și cu Institutul Cultural Român este această ediție a Bienalei de Arhitectură, care începe la sfârșitul lunii mai și pe care o dorim cât mai pozitivă pentru ceea ce înseamnă imaginea României, mai ales că, am spus la început, după 40 de ani, pavilionul României este restaurat și corespunde tuturor cerințelor din piața de artă și de arhitectură din acest moment. Și ca atare, noi susținem această candidatură. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Domnule Luca, vă rog, o prezentare a activității și a obiectivelor pe care le veți avea ca director ajung la ICR. Domnilor președinței Comisiei de Politică Externă, Comisiei de Cultură, domnilor senatori, membrii celor două comisii, sunt Cristian Luca, am o experiență de două mandate de director adjunct la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.
Am gestionat și organizat toate tipologiile de manifestări și evenimente culturale, proiecte și programe culturale, de la expoziții de arte vizuale, la festivaluri literare, manifestări științifice, târguri de carte și așa mai departe. Dintre obiectivele pe care mi le-am propus, care sunt prezente în proiecția pe perioada mandatului pe care am înaintat-o Institutului Cultural Român, sunt cele care vizează o expunere cât mai amplă a culturii române pe tot teritoriul italian, atât la evenimentele culturale majore din Italia cu participare internațională, cât și în împrejurările în care putem colabora cu autoritățile locale și cu asociațiile românilor din Italia, pentru că avem o prezență foarte importantă a comunității românești în Italia, 1.500.000 de persoane. Asociațiile românilor din Italia au conexiuni foarte bune la nivel local, la nivel regional. Putem fructifica aceste conexiuni prin itinerarea unor expoziții de artă contemporană, prin itinerarea unor expoziții istorico-documentare pe spații cât mai ample din Italia, pentru a aduce valorile culturale românești în atenția publicului italian, nu doar în orașele principale, cât și în spațiile urbane cu o activitate culturală efervescentă. De asemenea, mi-am propus să continuăm expansiunea literaturii române pe piața culturală italiană. Literatura română în traducere italiană, prin programele de traducere ale Institutului Cultural Român, este foarte bine primită în Italia, se bucură de aprecierea publicului larg și a specialiștilor. Piața de carte din Italia este o piață într-o continuă dinamică și avem posibilitatea să aducem literatura română, nu doar numele foarte importante, scriitori contemporani foarte importanți, deja au început să fie reeditați clasicii literaturii române în Italia. Pe piața cărții italiene se găsesc din ce în ce mai multe titluri în traducere în limba italiană. Apoi, arta românească este de asemenea foarte bine primită în Italia. Recent am avut niște expoziții, am organizat la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția expoziții de artă contemporană, de arte vizuale, care s-au bucurat de o foarte bună primire a publicului și a criticii de specialitate. Deci avem toate aturile pentru a extinde prezentarea și promovarea culturii române pe piața culturală italiană, în medii cât mai ample din Italia. Mulțumesc frumos, domnule Luca. Dacă sunt intervenții ale colegilor, te rog, Remus. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, stimate domn candidat, la audierile din cadrul comisiilor reunite. N-aș insista prea mult pe ceea ce ați prezentat ca documentație în cadrul comisiei. Aș vrea doar să vă întreb, pentru că fac referire și fac trimitere și la declarațiile fostului director al ICR Veneția, care, în puține cuvinte, fără să stau să-l citez acum, a spus că nu are cum să facă o evaluare pentru că nu a primit de la dumneavoastră un raport asupra activității pe care o aveți, raport pe care, de altfel, nu l-am regăsit nici în documentația pe care ne-ați prezentat-o. Vă felicit că ați pus proiecția activității pe care o veți desfășura acolo, dar așa cum și noi, ca aleși, avem obligația să depunem rapoarte de activitate și toți cei de aici, indiferent de partid, fac lucrul acesta, aș fi avut așteptarea de a vedea în documentația prezentată de dumneavoastră în fața Comisiilor Reunite și acest raport al activității pe care ați avut-o până acum. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Din punct de vedere instituțional, la nivelul conducerii, instituțiile culturale prezintă rapoarte instituționale, rapoarte ale instituției, rapoarte de activitate ale instituției în anul calendaristic care s-a încheiat. Nu mi-a fost solicitat un raport personal și chiar dacă mi-ar fi fost solicitat un raport personal, nu exista un temei legal pe baza căruia să fiu obligat să ofer acest raport. Activitatea mea ca director adjunct în cele două mandate este
publică, la îndemâna oricui. Eu, după fiecare manifestare pe care am gestionat-o, am trimis un raport post-eveniment la instituțiile abilitate, la ICR, la Ministerul Afacerilor Externe, la Academia Română. Deci, din punct de vedere al activităților pe care le-am desfășurat din poziția în care m-am aflat de director adjunct, există o raportare completă și care a respectat cerințele, exigențele instituționale. Nu mi s-a cerut acest raport, se face referire la un raport care ar fi putut fi de la nivel personal, deci un raport care putea fi solicitat la nivel personal. Nici măcar la nivel personal nu mi-a fost solicitat acest raport. Nu există niciun document pe temeiul căruia să fie solicitat în mod oficial acest raport. Mulțumesc frumos, domnule Luca. Vă rog, domnule senator Bordei. Permiteți, domnule președinte, și încheie aici. Nu aș insista pe obligativitate, n-am pronunțat cuvântul acesta, chiar dacă n-a existat obligativitatea, mă gândesc că anterior decizii dumneavoastră de a candida pentru această funcție, probabil că ar fi fost bine să vă gândiți să prezentați și raportul, cu atât mai mult cu cât ar fi trebuit să anticipați că vă vom întreba acest lucru, așa cum o facem și pentru alte persoane care participă la astfel de audieri. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog! Aveți ceva de comentat? Da, desigur, dacă la nivel instituțional mi-ar fi fost solicitat acest raport, cu siguranță l-aș fi predat în timp util. Dar, după cum vă spuneam, instituția trebuie să prezinte un raport anual la solicitarea instituțiilor de abilitate din țară, Institutul Cultural Român și Ministerul Afacerilor Externe. Mulțumesc frumos, domnule Luca. Vă rog, domnule senator. Da, mulțumesc, domnule președinte. O singură întrebare pentru domnul Luca. Aș dori să știu care vedeți dumneavoastră a fi particularitatea filialei Institutului Cultural Român de la Veneția, adică ce anume specific vă gândiți să aduceți prin activitatea dumneavoastră ca director acolo la Institutul Cultural Român la Veneția și în acest context cum vedeți colaborarea cu Academia din România din Roma. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu pentru întrebare. Specificitatea Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția este similară celei Academiei din România de la Roma. Este un institut cu funcțiuni, cu rosturi duale, atât de conservare și promovare a culturii române, cât și de specializare și îndrumare a resursei umane din domeniul cercetării științifice. Institutul a fost fondat de Nicolae Iorga în 1930 ca institut de specializare a istoricilor, a celor din domeniul științelor umaniste, în primul rând, și de găzduire a artiștilor veniți pentru stagii la Veneția. Institutul păstrează această componentă științifică academică prin bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală Nicolae Iorga. Avem bursieri din diferite domenii care vin cu burse anuale sau semestriale la Veneția pentru a întreprinde cercetare de specialitate. Aceasta ar fi specificitatea Institutului, ca și cea a Academiei din România de la Roma. Vom continua să păstrăm această implicare duală a Institutului, pentru că activitatea științifică este o componentă importantă a Institutului de la Veneția, ca și în cazul Academiei din România de la Roma. Noi ne desfășurăm activitatea științifică sub îndrumarea Academiei Române, suntem permanent în contact cu structurile, secțiile de specialitate ale Academiei Române, în ceea ce privește organizarea și gestionarea manifestărilor cultural-științifice, academice. Colaborăm excelent cu Academia din România din Roma. În nenumărate rânduri ne-am unit atât resursa umană, cât și resursa financiară pentru organizarea unor manifestări culturale și științifice. Pentru luna mai pregătim participarea culturii române, participarea României la Târgul de Carte de la Torino, cel mai important târg de carte din Italia. În aceeași colaborare
fructuoasă, de succes, deja consolidată cu Academia din România din Roma, cu sprijinul instituțiilor care ne tutelează din țară, Institutul Cultural Român, Ministerul de Externe și Academia Română. Mulțumesc frumos, domnul Luca. Vă rog, doamnă senator. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule candidat, experiența de director adjunct joacă în favoarea dumneavoastră, pentru că știți din interior lucrurile. Pe de altă parte, în această perioadă ați fost membru al unei echipe, dar s-ar putea spune și subordonat că ați fost director adjunct. Ce ați vrea să faceți în mandatul care urmează și n-ați putut să faceți până acum în echipa din care faceți parte? Mulțumesc, da, vă mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să avem un echilibru mult mai bine pronunțat și resurse alocate în aceeași măsură, atât pentru activitățile de promovare culturală, cât și pentru activitățile, manifestările științifice. Pentru că revin la actul fondator și la rosturile deosebite ale acestui institut de la Veneția, activitatea, manifestările științifice, reprezintă promovare a culturii de specialitate românești. Ca urmare, este o componentă pe care îmi doresc să o potențez în activitatea institutului și să reluăm raporturile tradiționale de colaborare cu operatorii culturali și cu instituțiile științifice cu care am colaborat în trecut pentru proiecte culturale foarte importante și pentru activități, pentru manifestări științifice cu mare vizibilitate. Am avut o colaborare foarte bună cu singurul institut similar cu al nostru de la Veneția, Institutul Elen, Institutul de Studii Bizantine și Post-Bizantine al Greciei. Vreau să renod această colaborare, de asemenea colaborarea cu Universitatea Ca' Fosca din Veneția, unde este important ca modulul de limbă și literatură română și istorie și cultură și civilizație românească să revină în programa curriculară a Universității Ca' Fosca din Veneția. Mulțumesc, domnule. Vă rog, domnule senator. La sfârșit, doamne. Vă rog. În ultimul, vă mulțumesc. Dar la de pe urmă. Domnule director general, viitor, ca și când ați fi deja, așa vreau să discutăm. După cum probabil știți, sigur știți, e acum o mare energie băgată în acest val, această tendință a cancel culture, iar în arta plastică românească a pătruns la anumite nivele. Uniunea Artiștilor Plastici este prizoniera Universității de Artă, care este vârful de lance al acestei noi tendințe. Și aș vrea să vă întreb dumneavoastră în ce măsură susțineți cultura tradițională, modernă, în materie de arte plastice și în ce măsură pe viitor putem conta pe sprijinul în organizarea unor expoziții de artă plastică contemporană românească de performanță și de reprezentativitate pentru cultura română. Și aud de la mulți colegi că sunt niște probleme cu cazarea artiștilor care expun la, nu numai la Veneția, am spus în toate institutele culturale din lume românești. Deci sprijinul pentru artiștii români atât în materie de a expune, cât și în materie de a fi prezenți în timpul expoziției. Și în funcție de asta o să votez pentru dumneavoastră. Mulțumesc, vă rog, domnule. Da, mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce ne privește, avem o veche colaborare, o colaborare care și-a dat roade în foarte mulți ani de expoziții de arte vizuale, de artă contemporană românească, găzduite, organizate la Veneția. Institutul de la Veneția dispune de două galerii, galeria principală și mica galerie. Artiștii care expun la Veneția sunt cazați în sediul nostru, cu aprobarea Direcției de Specialitate din Ministerul de Externe. Curatorii expozițiilor de artă contemporană, de asemenea,
cu prilejul vernisajului sunt cazați în sediul Institutului și participă la deschiderea expozițiilor. Sunt două filtre prin care trec propunerile pentru expoziții de arte contemporană, de arte vizuală care ajung la Veneția. Pe de o parte este filtrul filialei Uniunii Artiștilor Plastici sau unității centrale, să spunem, a Uniunii Artiștilor Plastici, secțiilor centrale a Uniunii Artiștilor Plastici. Pe de altă parte este comitetul director al Institutului Cultural Român, unde specialiștii din artele vizuale sunt prezenți. Pot spune că în planul nostru, în programarea noastră de promovare a culturii române, artele vizuale, arta contemporană, s-a regăsit întotdeauna, într-o măsură consistentă, și în condiții de organizare, în condiții logistice, care au permis artiștilor să fie prezenți și să expună. Atât artiști emergenți, cât și artiști consacrați. La Veneția este o constatare personală, poate subiectivă, arta contemporană de filon tradițional, de filon clasic, este întotdeauna bine primită. Și arta experimentală s-a bucurat de un public care a apreciat-o, un public mai tânăr, critică de specialitate, dar întotdeauna am încercat să păstrăm un echilibru între diferitele tendințe din arta contemporană și să acordăm spațiu tuturor artiștilor care au trecut prin aceste două filtre. Sigur, nu putem găzdui mai mult de, să zic, 10-15 expoziții într-un an, și datorită faptului că în a doua parte a anului, de fapt din aprilie până la 1 decembrie, galeria principală a Institutului este alocată proiectului Institutului Cultural Român de la Bienala de Artă sau de la Bienala de Arhitectură. Dar Institutul de la Veneția are infrastructura necesară și deschiderea necesară pentru a promova artele contemporane românești în Italia. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Frumos. Aveți un vot pentru domn. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Dacă nu mai sunt întrebări din partea colegilor, n-am o întrebare, n-am o sugestie, vă solicit. Și plecând de la exemplul punctual de la Veneția, extind spre ICR. Încercați să profitați de existența unei relații remarcabile între două ministere ale culturii și între doi miniștri foarte buni ai culturii, pe unul Laut în lipsă absolută și un al doilea era mai devreme online. Sergiu Prodan este un foarte bun ministru al culturii, extrem de apreciat, cu care deja s-au promovat o serie de proiecte bilaterale între București și Chișinău, ultima acțiune cea din 27 martie de la Chișinău, și în contextul Unirii Basarabiei cu România, 105 ani marcați de la votul istoric din 27 martie 1918, dar și în contextul limbii române reașezat acolo unde este locul, și ministrul culturii Romașcanu, dar și punta de legătură pe care o vom avea de acum înainte cu mediul cultural de la Chișinău în mod direct prin ICR-ul Chișinău. V-aș sugera, v-aș propune, v-aș solicita să încercați o abordare și mai integrată, plecând de la anumite simbolistici care sunt comune și vă dau un singur exemplu, sunt mai multe, 31 august, ziua limbii care nu se mai numește, începând de acum câteva săptămâni la Chișinău, ziua limbii de stat și ziua limbii române. Să încercați să organizați în comun, să marcați integrat această simbolistică culturală și identitară comună românească. Asta este ceea ce vă solicit. Aveți modalități, aveți posibilități, bugetul este mai prost, din păcate, dar există și modalități inovative în care puteți asocia pe baza legii și contribuția ale unor unități administrativ-teritoriale și știți bine că au fost consilii județene care au pus umărul și au ajutat de-a lungul timpului pentru organizarea unor astfel de evenimente speciale, abordare integrată. Da? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vă permiteți și mie, domnule președinte. Da, vă rog, domnule secretar de stat. Pot folosi această definire, am în vedere și faptul că suntem colegi de viață și
Și aș completa, mai ales de problematica resurselor reduse de care dispune guvernul, implementarea unor astfel de inițiative de viitor, că Chișinău și Republica Moldova, de fapt, există o prezență consolidată a unor singuri parte de extraordinară importanță pentru promovarea limbii și culturii române, dar și promovarea reciprocităților, anume TVR Chișinău și Radio România Chișinău, pe care sper că vor fi în asemenea de noastră, dacă cumva parte de nădejde în acest proiect sau astfel de proiecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar de stat. Vă rog, domnule Novac. Da, vreau să vin cumva în continuarea lucrurilor pe care le-a spus domnul președinte Corlățean. Noi, la nivel de Ministere de Externe, București și Chișinău, încercăm să uniformizăm și să unim planul de diplomație culturală și publică. Sunt deja discuții foarte avansate, sperăm ca anul viitor să venim cu un plan comun de evenimente culturale, tocmai pentru că și dumneavoastră subliniați că există o serie de evenimente comune. Și a fost o deschidere și, de fapt, a venit propunerea din partea Chișinăului și noi am îmbrățișat-o ca fiind foarte bună. De altfel, majoritatea evenimentelor pe care le desfășoară ICR-ul în străinătate prin reprezentanțele noastre au ținut cont și au invitat de fiecare dată în cadrul evenimentelor pe care le desfășoară membrii ai Corpului Diplomatic din Republica Moldova. Deci sperăm ca până la anul lista de evenimente de priorități culturale și de diplomație culturală pe care o înaintăm în fiecare an reprezentanțelor și conducerii ICR să fie una comună. Acum, Ministerul de Externe, să nu se supără că nu l-a menționat și n-a fost o critică, criticile vor urma la adresa Ministerului de Externe și avem considerente de fond. Între altele, că tot o spun acum că venim de la o ședință de plen foarte agitată, Ministerul de Externe avea obligația să comunice public ce înseamnă de fapt pensiile diplomaților, ca oamenii să știe unii dintre senatori și să evităm niște amendamente aberante care au fost prezentate astăzi și, slavă Domnului, au fost respinse. Că dacă cineva din mine ar fi explicat că pensia diplomatului, și nu vorbim de ambasador, diplomatul, sunt vreo 743 încă în viață, nu se face raportat la salariul pe care îl primesc în valută la misiune externă, ci la amărâtul ăla de salariu de încadrare în lei, fără niciun fel de spor, nici de confidențialitate, nici de cifre, nici de alte, poate am fi evitat aberația de astăzi, cu excluderea, cu desfințarea pensiilor diplomaților, care se face în raportarea la modestul la salariu de altă dată în lei. Și dacă am fi exclus astăzi această pensie a diplomaților, ar fi rămas cu nimic. Pentru că dacă am aplicat principiul contributivității, de fapt, raportarea la salariile în valută de la misiuni, ar fi trebuit să dublăm sau să creștem mult mai mult pensiile diplomaților. Dacă am ști să explicăm astfel de lucruri, am evitat aberații și discuții aberante în plenul Senatului. Da? Critică, nu, n-aveți niciun drept să-mi dați mie replici. Da? Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să ieșiți pentru a aștepta rezultatul votului. Stafful, vreau să știu dacă suntem în continuare în quorum. Suntem, da? Mulțumesc. Deci, vă propun un vot pe un aviz favorabil pentru domnul Cristian Luca. Este cineva împotriva unui aviz favorabil? Nu avem voturi împotrivă. În online? Nici în online nu sunt voturi împotrivă. Voturi pentru? Turoș Laurent este pe online, dar a spus că votează pentru. Pentru? Da. Sunt Turoș Laurent pentru. Da, da. Avem 13 voturi pentru, abțineri. 1, 2, 3... Și domnul Mihai Radu? Abținere, da? Deci 4 abțineri. 13 voturi pentru, niciun vot împotrivă și 4 abțineri. Vă mulțumesc, domnul Cristian Luca a obținut un aviz favorabil pentru
funcția de director adjunct la ICR Veneția. Vă mulțumesc frumos. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Este vorba despre o cerere de revocare din funcție, o solicitare de revocare din funcție a președintelui ICR, directorului ICR Londra, Catinca Marianis. Nu, așteptați, nu. Dar încă nu invitați, nu invitați încă, domnul. Poate ascultați de ce spune conducerea comisiilor. Deci procedura e foarte clară și asta este pe baza legii, dar atenție, noi n-am mai avut o astfel de procedură de revocare, trebuie să fim extrem de scrupuloși în baza dispozițiilor legale. Aduc aminte colegilor că în baza articolului 18, paragraful 3, propunerea de numire respectiv de revocare este formulată de onor instituției ICR, se solicită avizele, nu altceva, avizele comisiilor reunite, dar decizia aparține celor doi miniștri prin ordin comun externe, ca să începem cu Ministerul Afacerilor Externe, Onor Externe și Cultură. Deci vrem să vă solicităm, ne-ați trimis corespondența, am distribuit-o colegilor, să ne precizați motivele pentru solicitarea de revocare. Atrag atenția colegilor că revocarea în drept este o sancțiune, da? Și vrem să avem motivele pentru care propuneți solicitarea, avansat solicitarea de revocare. Vă rugăm. Vă rog. Mulțumesc, domnilor președinți, vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați menționat, cum ați văzut și din propunerea înaintată, am făcut, recunosc cu celeritate sau subliniez cu celeritate această propunere în momentul sau după un eveniment desfășurat la sediul ICR Londra, care a fost, aș spune, în mod corect, foarte criticat în spațiul public, și anume după un eveniment, un concert desfășurat la sediul ICR Londra, în care, fără să existe, desigur, o aprobare în acest sens a conducerii ICR, doamna director a avut un moment artistic, a participat printr-o interpretare la concertul găzduit de ICR. De altfel, sigur, nu e aici locul să analizăm acest lucru, de altfel un moment nu foarte fericit, dar sensul acestui moment cred eu că este foarte grav, pentru că menirea unor directori în funcție, menirea echipelor ICR în străinătate este să sprijine actul de cultură, să sprijine artiștii, creatorii, nu să fie în prim plan. Sigur, dacă activitatea artistică pe care unii dintre domniile lor o au continuă într-o foarte mică măsură în afara jobului, în afara activității din cadrul Institutului Cultural Român, acest lucru se poate întâmpla, dar cred că în cazul doamnei Nistor acest moment a avut un impact negativ asupra imaginii ICR, de altfel ICR Londra, de altfel foarte criticat în spațiul public și anterior. Nu mă voi referi, cum de altfel am precizat și cu alte ocazii, nu mă voi referi la multe alte aspecte de ordin administrativ care au fost semnalate în spațiul public anterior. Aici poate că Ministerul Afacerilor Externe poate să aibă un punct de vedere, dar din păcate situația ICR Londra la nivel de percepție publică a avut foarte mult de suferit în ultima perioadă, chiar dacă s-au încercat în aceste luni de mandat și evenimente reușite, chiar dacă au fost și momente în care ICR Londra a reușit să organizeze în afara sediului evenimente, așa cum din păcate nu prea se mai întâmpla în ultimul an înainte, și ICR rămăsese într-o carantină post-pandemie în sediul ICR Londra. Pe scurt, ca urmare a implementării defectoase acestui proiect și în contextul dat cu privire la ICR Londra și în contextul pe care de asemenea l-am anexat acestui raport de reflectare în spațiul public a evenimentului, am luat această decizie de a înainta
propunerea respectivă de revocare și am constatat că și Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe au susținut acest demers. Prin urmare, apreciez că inițiativa mea, conform articolului de lege pe care domnul președinte Corlățean deja l-a menționat, nu este una greșită. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a-i da cuvântul domnului Novac, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că suntem la o reuniune comună în care urmărim practic să știm care sunt motivele supuse nouă spre atenție vis-a-vis de revocarea directorului ICR Londra. Nu sunt la o ședință de audiere a directorului ICR Londra. Tocmai de aceea, datoria noastră este să ascultăm toate opiniile expuse, după care, evident, să reacționăm printr-un vot la un aviz favorabil sau nu vis-a-vis de raportul care ne este prezentat. Domnule Novac, vă dau cuvântul în scrisoarea pe care a trimis-o ministrul afacerilor externe. Se vorbește de o serie de carențe în relaționarea cu ministerul afacerilor externe vis-a-vis de directorul celălalt. A fost și subiectul mai multor analize în ceea ce privește corpul de control al ministrului. De altfel, noi am avut și o întâlnire cu dânsa chiar înainte ca domnul președinte să facă propunerea de revocare și, într-adevăr, am sesizat, corpul de control a sesizat mai multe, să spunem, probleme care au apărut în conduita profesională a domniei sale, din păcate. De aceea, având în vedere și legea, Ministerul se gândește foarte serios să organizeze un curs special pentru directorii care pleacă la IDR, special pentru directorii care pleacă în misiune în străinătate, directorii ICR, tocmai pentru a susține cumva cu un plus de activitate față de ceea ce înseamnă programul de pregătire, adică să dublăm cumva programul de pregătire cu un curs la care o să invităm sigur și conducerea ICR-ului să aibă mai multe prelegeri, tocmai ca să evităm să ajungem în situații similare cu situația în care ne aflăm astăzi. Deci, într-adevăr, și din punctul nostru de vedere, au fost o serie de probleme care au apărut în ceea ce privește activitatea ei și relaționarea pe care a avut-o cu ministerul. Probleme pe care domnul ministru le-a și semnalat în hârtia pe care a trimis-o către domnul președinte Corlățean. Deci, stimați colegi, noi suntem în acest moment, încă o dată, pentru că n-am avut un precedent și trebuie să fim foarte riguroși. Noi nu facem o audiere pentru numire sau desnumire a unui director ICR. Vă rog, închideți ușa. Și noi suntem în clipa de față responsabili cu emiterea unui aviz pe ceea ce solicită instituțiile statului român, respectiv ICR, și punctele de vedere care ne-au fost comunicate în scris și acum verbal Ministerul de Externe, directorul ICR. Noi ni s-a părut corect să o invităm totuși pe doamna care este supusă solicitării de revocare, nu pentru audiere, pentru că nu asta facem, ci să-și expună punctul de vedere, așa este corect, într-o procedură care implică totuși o similaritate, măcar formală, la numire și respectiv revocare, dar nu vom face o audiere, domnului. Dumneavoastră sunteți cei care prezentați motivele, noi le ascultăm, punem întrebări și la sfârșit, fără doamna în sală, că așa este procedura corectă, trebuie să discutăm și să luăm o decizie. Nu prejudecăm asupra acestei decizii. Am vrut să fie totul foarte, foarte clar. Procedura, vă rog. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Eu v-aș propune să o invităm pe Catinca Nistor să ne prezinte punctul dumneavoastră de vedere, după care vom discuta iarăși cu reprezentanții celor două instituții care sunt aici de față pentru a ajunge la o concluzie și pentru a putea să avem un aviz favorabil sau nu. Așa că invitați-o pe doamna Nistor, vă rog. Mulțumesc. Doamnă, vă rugăm frumos să vă expuneți raportul de activitate și punctul de vedere. Da, punctul de vedere cu cel referitor la cererea de revocare și, bineînțeles, eventual câteva elemente pe care considerați că le puteți releva membrilor comisiei vis-a-vis de această solicitare de revocare. Vă rog. Aveți la dispoziție 7 minute.
Mulțumesc. Bună ziua, doamne senatoare, bună ziua, domnilor senatori. Înainte de orice, vă datorez scuze pentru prestația mea de la audierea de numire. Am văzut și eu înregistrarea și uneori stau și mă întreb cum de-am putut fi atât de copleșită de momentul respectiv, în condițiile în care provin din lumea teatrului. Emoțiile m-au făcut să par o altă persoană, să par arogantă și chiar pe alocuri lipsită de respect. Vreau să vă mulțumesc pentru că, în înțelepciunea dumneavoastră, ați putut trece peste asta și m-ați creditat prin votul exprimat. Vă prezint abia astăzi scuzele mele și o fac cu deferență, cu recunoștință și cu respect. Conform raportului proiectului CR Londra, numărul 101085 din 6 martie 2023, asumat sub semnătură de către doamna Corina Încrosnatu, secretar general al ICR și avizat sub semnătură de către domnul Liviu Sebastian Jigman, președinte al ICR, pagina 2, citez. Ultimele două momente muzicale din eveniment, Bisuri. Unul dintre aceste două momente a fost susținut vocal de directorul Catinca Maria Nistor, acompaniată de violoncelist. Implicarea doamnei Nistor ca interpret a avut loc fără informarea sau aprobarea comitetului director al ICR, denaturând forma aprobată a proiectului. Dex Online, BIS, BISuri, substantiv neutru, număr prezentat la cererea publicului a doua oară sau ca supliment de program. BISurile sunt întotdeauna spontane. BISurile sunt supliment de program conform dicționarului explicativ al limbii române. Bisurile sunt generate ad hoc, exclusiv de atitudinea publicului, deci nu puteau fi prevăzute, deci nu puteau fi nici informate, nici aprobate anterior de către comitetul director. Reglementarea bisurilor nu a fost cerută de către comitetul director. Prin urmare, ceva care nu avea cum fi aprobat, nu avea cum fi nici încălcat. Dacă vreți, dintr-o abordare juridică, s-ar putea afirma că fapta nu există. Conform raportului proiectului ICR Londra, numărul 101085 din 6 martie 2023, asumat sub semnătură de către doamna Corina Încrosnatu, secretar general al ICR și avizat sub semnătură de către domnul Liviu Sebastian Jigman, președinte al ICR, pagina 2, citez. Andrei Cavasi este un violoncelist recunoscut la nivel internațional, iar valoarea sa artistică nu este pusă la îndoială sau criticată. Intervenția solistică a directorului Catinca Maria Nistor, la doar unul din cele două bisuri spontane, s-a făcut la invitația marelui violoncelist, care a și acompaniat-o. Calitatea interpretării Catincăi Maria Nistor putea fi sancționată imediat de către acesta, sau tot pe loc, de către public, dar Andrei Cavasi a acompaniat-o, iar publicul a aplaudat. În ceea ce privește exercitarea obligațiilor din contractul individual de muncă încheiat cu mai, de la începutul contractului și până la această dată, nu există nicio notificare sau comunicare de orice tip către mine prin care să se invoce neexecutări sau executări incomplete ale obligațiilor din fișa postului, fișă care, de la preluarea mandatului meu, a fost comunicată nu doar către ICR Londra, ci către toate misiunile diplomatice, abia în data de 23 martie 2023. Criteriile de evaluare a modului de îndeplinire a obligațiilor de serviciu sunt în mod exhaustiv și neechivoc stabilite prin contractul de muncă, regulamentul de funcționare și prin fișa postului. MAE nu a comunicat, astfel cum am precizat anterior, existența vreunei situații care să prezinte o nesocotire a obligațiilor de serviciu. Evaluarea executării obligațiilor de serviciu implică, sub sancțiunea nulității, analiza activității în cadrul comunicării de tip întrebare-răspuns cu salariatul, fie în prezență fizică, fie în schimb de note scrise. Până la acest moment, angajatorul MAE nu a parcurs procedura de ascultare a salariatului. Astfel cum am afirmat anterior, criteriile de evaluare ale personalului MAE sunt clar stabilite de actele normative sau actele cu caracter individual. Între aceste criterii nu găsim ca metode și mijloace de lucru analiza postărilor de pe fie anonime, fie public, asumate de persoane fără calitate oficială, nu generează realități juridice care să impună ideea că există o evaluare a activității cadrelor MAE. Activitatea salariaților MAE, ca și altor funcționari ai statului român, nu se face pe Instagram, TikTok sau Facebook. Activitatea corpului funcționarilor statului se verifică exclusiv în cadrul legal în vigoare. Raportul activității mele, a modului în care am executat mandatul primit, v-a fost comunicat. Permiteți-mi să adresez și mediatizată oportunitate și legalitatea închirierii unei locuințe, precizez că procedura s-a desfășurat în centrala MAE, cu subsemnata în calitate de executant și nu de decident. În același sens, subliniez că instrucțiunile primite de centrala MAE și ICR au fost că nu există obligația legală de a locui în sediul reprezentanței, chiar dacă un astfel de sediu ar fi fost în stare fizică de locuire, ori după cum este notoriu, sediul ICR din Londra urma să intre în procedură de reparații, iar jumătate din spațiul locativ destinat direct ICR era folosit pe post de biroul consulare la momentul sosirii mele la misiune.
Am plecat la Londra cu inima deschisă, cu credința că pregătirea, tinerețea și deschiderea mea sunt oportune și cu determinarea de a pune toate aceste calități în serviciul țării mele. Rezultatele raportului din fața dumneavoastră arată că nu m-am înșelat. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă afla în fața dumneavoastră astăzi și de a-mi putea face auzită vocea după mai bine de un an de campanie virulentă și agresivă împotriva mea, fără o bază reală, în fapt, și după 8 luni în care, așa cum bine știți, natura contractului de muncă nu mi-a permis să fac declarații și să mă pot apăra, singurele entități care îmi pot apăra integritatea fiind angajatorii mei, Institutul Cultural Român și Ministerul Afacerilor de Externe. Deși se spune că nu există o a doua șansă pentru o primă impresie, în încheierea tuturor argumentelor prezentate, vă rog, doamnă și domnilor senatori, să-mi acordați o primă șansă pentru o a doua impresie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nistor. Vă rugăm să mergeți în afara sălii, pentru că vom discuta iarăși între noi. De tot. Vă mulțumim pentru... Da, 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 vă mulțumim pentru prezență. Mulțumim frumos! Îi loc pe colegi dacă doresc să pună întrebări celor doi reprezentanți. În primul rând, vă rog, domnule senator. Imediat, domnule senator, intervine domnul secretar de stat Dragstene și după aceea o să vă dau cuvântul noastră. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Cer scuze, domnule senator. Cred că ar trebui să clarific eu câteva dintre situațiile pe care le-a expus doamna director. Ministerul Afacerilor Externe a ținut legătura cu domnia sa în permanență, i s-a asigurat toată consultanța și toate informațiile de care a avut nevoie și lucrurile astea pot fi demonstrate. Ceea ce am spus înainte de intrarea domniei sale în sală, vis-a-vis de cercetările la care a fost supusă activitatea domniei sale, cercetările Corpului de Control ale Ministerului Afacerilor Externe, sigur că și ele au avut un rezultat, menționa acolo că nu s-a discutat niciodată cu ea, a avut loc o întâlnire, nu rețin în momentul ăsta exact data, dar o întâlnire care a avut chiar luna asta loc, în care a fost chemată și în care au fost subliniate greșelile pe care le-a făcut. Eu sunt un om care vrea să-și respecte instituția de unde vine. Doamna Nistor a încălcat mai multe lucruri, a plecat în deplasări externe, în concediu, fără să aibă certitudinea că cererea de concediu a fost aprobată. Sunt o serie de lucruri care țin de disciplina instituțională. De fapt, ultimul avertisment care i-a fost dat în cadrul comisiei, atunci când a fost chemat în țară, i-a fost subliniat faptul că este ultima dată când este avertizată disciplinar și că următorul demers este acela de a solicita președintelui ICR retragerea ei de la post. În ceea ce privește închirierea acelui apartament, care a fost într-adevăr subiectul mai multor articole de presă, vreau să lămuresc ce se întâmplă și care sunt pașii care conduc către închirierea unui apartament pentru o persoană care se află în misiune diplomatică. În primul rând, direcțiile de specialitate din minister solicită un punct de vedere misiunii, adică ICR Londra. Punct de vedere care a fost transmis de către directorul adjunct, domnul Claudiu Florian, înainte, e adevărat, ca doamna director să meargă acolo. Punct de vedere care este destul de ambigu, dar mergea spre direcția că nu există spații de locuit. Lucru care a fost adevărat. În spațiul în care locuiau de obicei directorii institutului, existau mai multe birouri ale secției consulare. De aceea s-a trecut la pasul următor și anume, în momentul în care doamna director a ajuns în misiune și a început misiunea, există o comisie la nivelul ICR Londra care analizează oportunitatea în piață și stabilește ce apartament sau ce locuință este adecvată pentru a fi închiriată. Nu centrala Ministerului Afacerilor Externe stabilește aceste lucruri. După ce se finalizează această procedură, care, repet, ține strict de reprezentanța Institutului Cultural, în acest caz de la Londra, rezultatele sunt transmise centralei MAE și MAE verifică dacă s-au respectat pașii legali în închirierea acestui apartament. Deci nu Ministerul a închiriat acel apartament, oportunitatea închirierii unei locuințe aparține exclusiv reprezentanței. Sunt 3 oferte, așa cum prevede regia și probabil că a fost aleasă oferta cea mai mică. Nu este de competența noastră
secretarului de stat și nici a colegilor mei care, cu care lucrăm în gestionarea acestor lucruri, acest lucru, nici măcar nu suntem informați unde și ce locuințe se închiriază, dar vă spun că nu ține lucru pe care domnia sa n-a respectat, cum să spun, realitatea și a subliniat faptul că n-a avut absolut nicio legătură cu închirierea acelui apartament. Deci oportunitatea închirierii acelui apartament este stabilită și procedura pe plan extern este stabilită de reprezentanță și de o comisie pe care, în cazul de față, o conducea doamna director, fiind șeful acelei reprezentanțe, directorul. Deci, ministerul verifică doar legalitatea acestor proceduri. Oportunitatea spațiului și așa mai departe și oportunitatea financiară este stabilită de reprezentanță. Sigur, cu avizul final al ministerului, în cazul în care procedurile au fost respectate. Atât. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc. Da. Acum să împărtășesc așa un comentariu de om mai bat. O secundă, domnul senator. O secundă. De om mai bătrân, așa, în meseria asta instituțională de vreo 29 de ani, sunt un mare adorator al modului în care instituțiile românești, ați auzit de Piotr Iliș Șaikovski, Lacul Lebedelor, asta este ce aud eu acum. Ca să evităm să intrați în contradicție în fața noastră și cerul să ne spună altceva decât spuneți dumneavoastră, închidem aici. Cred că ar trebui să clarificați procedurile și responsabilitățile. Cine e ordonatorul creditar, de credite, ăla principal, cine dă banii și cine ia decizia. Ca să nu mai asist la chestiuni de genul ăsta, să asistăm la baleel și balerin și balet. Vă rog frumos, sunt sătul de lucrul ăsta. Deci lucrurile trebuie foarte clar puse pe șine. Și ieșit din chestiunea asta, ne spălăm pe mâini, nu avem nicio responsabilitate, dar cine a dat aprobarea finală pentru tot felul de achiziții opulente? Da? Și v-am mai spus data trecută, cu mult mai multă rigoare, și așa n-aveți bani prea mulți în pușculiță, din păcate. Clar pe ce mergeți, pe ce priorități. Știți că un ambasador, un consul general sau un director de ICR foarte ușor pot deveni vulnerabil în meseria asta. Conduita contează, imaginea contează, sobrietatea, rigoarea, nu atât și chestiunea de fond, bineînțeles. Dar aici noi nu discutăm atât chestiunea de fond, că există un paradox. Dacă ne uităm la chestia asta groasă, găsim proiecte foarte interesante, reușite care au fost puse în practică. Dar noi nu discutăm despre asta. Și de asta nu e o audiere în care să o mai luăm la întrebări pe doamna director. Noi ne uităm la aspectele care sunt semnalate de dumneavoastră, care constituie subiectul instituției revocării, și care înseamnă o sancțiune. La asta ne uităm. Mulțumesc, domnule Demeter Andraș, secretar de stat, ministrul culturii, dacă doriți să adăuga ceva, după care îi dau cuvântul domnului senator Radu Mihail. Vă rog, Andraș. Mulțumesc frumos. Vă rog, domnule Andraș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca pe scurt să fac niște referiri la situația la urmă de faptul și la cea de iure. Există aspecte de ordin procedural care au fost atinse, chiar dacă precedentele aplicarea respectivelor proceduri, așa cum a spus domnul președinte Curățean, nu există. Există aspecte de oportunitate, dacă este sau nu este lucru. Dar și aceste lucruri au fost punctate suficient de clar de către antevorbitori. Și mai există câteva principii pe care trebuie să le avem în vedere atunci când Senatul României își va da votul pentru un aviz favorabil sau favorabil, și atunci când cei doi demnitari, Ministrul Afacerilor Externe și respectiv Ministrul Culturii, vor demite actul administrativ de revocare, în oglindă celeia actul administrativ de nu
anume principiul cine face, cine desface, principiul acela conform căreia cei care sunt desemnați, sunt trateniști în cazul nostru, să reprezinte România de către autoritățile statului român, la urmă trebuie să-și asume și decizia, dar la un moment dat, acest mandat, într-o formă sau alta, va ajunge la termen sau va fi oprit, va fi stopat din decizia acelor care le-au trimis. Că în această situație ne regăsim noi astăzi, pe un fond care este, așa cum a spus iarăși domnul președinte Corățean, este deopotrivă regretabil și necesar. Regretabil pentru că, într-adevăr, în aceste câteva luni, ICL Londra, una din destinațiile deosebite importante pentru România, a Institutului Cultural Român în general, au avut câteva proiecte promițătoare, a fost un fel de nou început care merita să fie avut șansa de a fi continuat. În același timp însă, dacă ne dăm cui se adresează acest ICE de Londra, mă refer în primul rând la comunitatea destinatorul principal care este Londra și Anglia, legatul comunitatea. Dar și nu numai, nu în ultimul rând, la comunitatea românilor, care este una deosebit de importantă în diaspora românească, în Marea Britanie, și nu în ultima instanță, dacă ne gândim la tot ce înseamnă valoare culturală care va să fie intermediul ICR Londra, fiind exportată în legatul comunitatea Marea Britanie, consider că toate aceste evenimente negative din aceste câteva luni ar putea sau vor putea avea un impact negativ. Aici intervine un ultim și eu zic la fel de important element care se pare că a fost totuși înțeles de doamna Catin Cavarianistor prin discursul ei, cel puțin eu așa am înțeles, anume că acceptarea unei situații în care prezența României sale ar putea aduce un deficit de imagine pentru o zonă și un loc în care România are nevoie de imagine pozitivă, susținută și în continuă creștere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar de stat. Dacă sunt colegi care vor să intervină, vă rog, domnule Bordei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Eu cred că e cazul să nu mai facem atâta filozofie. După părerea mea, situația e clară. S-a întâmplat exact ceea ce era așteptat să se întâmple și a fost evident încă de la început, inclusiv încă de la audierile doamnei pentru numirea în funcția de director la ICR Londra, că nu este persoana potrivită și pregătită pentru această poziție. Și, sincer, mie chiar îmi pare rău pentru doamna Nistor că ajunge să fie pusă într-o astfel de situație, așa, la nivel uman, pentru că nu avem nimic cu persoana dânseia, avem cu ceea ce reprezintă și dacă este potrivită sau nu în această funcție. Și, repet, era clar încă de la început că nu este persoana potrivită și prestația dânsei n-a făcut decât să întărească lucrul acesta. Și, nu știu, poate și atunci unii dintre noi am părut obraznici, apropo și de discuțiile de la prima audiere, dar, până la urmă, asta e datoria noastră în această comisie să punem la îndoială lucrurile care ni se par că nu sunt în regulă și să le aducem la suprafață, să încercăm să le lămurim. Și aș vrea să-l asigur pe domnul președinte Corlățean că nu m-au făcut să am impresia respectivă despre doamna Nistor niciun fel de rezerviști acoperiți sau descoperiți. Dar presupunând prin absurd că ar fi fost situația asta, înseamnă că rezerviștii respectivi erau competenți, pentru că, iată, s-ar fi adoverit ceea ce ne-au spus. Deci, în concluzie,
Cred că decizia noastră e clară. Evident că acel incident cu concertul e doar, să spunem, cireașa de pe tort. Au fost mai multe lucruri în neregulă care s-au întâmplat, reclamate inclusiv de asociațiile de români. Și, din păcate, aceasta este consecința faptului că se, nu știu de ce, se insistă până în pânzele albe cu anumite numiri care evident nu sunt potrivite și atunci singura deducție logică este că se insistă pentru că acești oameni au anumite legături politice și sunt împinși de anumite forțe politice. Și ideal ar fi să terminăm cu chestiile astea, să punem oamenii potriviți la locul potrivit și întrebarea care rămâne este totuși cine își asumă acest eșec. Acum normal ar trebui să și-l asume domnul președinte Zsigmond. Da, probabil dânsul a fost nevoit să ia acea decizie. Deci întrebarea este totuși cine își asumă și câte astfel de numiri nepotrivite trebuie să mai aibă loc pentru ca cineva să-și asume eșecurile. Mulțumesc! Doamna senator, după aceea domnul Mihai. Vă rog, doamna Crețu. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, tocmai pentru că este prima dată când suntem puși în fața unei asemenea situații, ar trebui în primul rând să vedem ce putem învăța pentru ca asemenea situații să nu se repete și nu mă refer la persoană, mă refer la situație. Și am niște întrebări la care aș dori să răspund domnul secretar de stat și domnul Zsigmond. Există o listă de incompatibilități între funcția de director al unui institut cultural și restul activităților? Aveți o listă de asemenea incompatibilități? Doi, cu ce este asimilat, fac mea culpa, nu știu, contractul pe care îl are directorul unui institut cultural cu un contract de management sau este contract pe loc de muncă, pe codul muncii? Pentru că întrebarea care vine este următoarea. În contextul în care o instanță spune că nu s-a încălcat nicio prevedere legală, cine e responsabil pentru reîncadrare, pentru că o să mai veniți odată cu persoana, să vă avizez pe urmă, sau cu plata unor daune pentru situația respectivă. Deci aceste lucruri trebuie avute foarte serios în vedere, pentru că este și o componentă juridică. Ori să, măcar să fim onești, e o problemă de imagine care s-a creat, a fost o campanie concertată împotriva acestei numiri încă de la început și pe tot parcursul scurtei activități pe care a avut-o și ca urmare instituțiile statului nu își asumă situația respectivă de a fi sub ochii foarte vigilenți ai presei și ai celor care coordonează această campanie de dimineață până seară. Trebuie să clarificăm aceste lucruri. Repet, pentru că este această componentă pe care o recunosc a imaginii, este și cealaltă componentă care este juridică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Novac, după care domnul Demeter. La ce subiect, la această situație? Există un regulament și acesta se numește Statutul Corpului Diplomatic și Consular. Da? Și acolo sunt stipulate foarte multe lucruri dintre cele pe care doamna director le-a încălcat, din păcate. De aceea și acea misiune de control care a fost la adresa, să spunem, activității dânsei în ceea ce privește Ministrul Afacerilor Externe, s-a finalizat cu o discuție pe care am avut-o, inclusiv eu cu domnia sa, a fost o comisie mai largă, în care i s-a transmis că este ultima dată și că următorul demers este retragerea dânsei de la post. E vorba despre contract de muncă și de codul muncii, ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. Deci are un contract de muncă, dânsa pe perioada, inclusiv în momentul de față, este parte a corpului diplomatic românesc, are statut de ministru consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Da, da. Deci astea sunt. Este codul muncii și contract de muncă. Și în baza unui contract de muncă este angajat. Da, ministerul a urmat toți pașii necesari. Mulțumesc, domnul secretar de stat. Domnul secretar de stat, Andraș.
de metru. Și doamna director Cati Camaria Miștor, dar și prin asimilare prin statutul său diplomatic și nu în ultimul rând, prin modalitatea de nominalizare și de desemnare și de numire, dumneavoastră, practic, este într-o situație de care Senatul României are cunoștință, pentru că este oare cum asemănătoare și cea a altor funcții sau demnități numite prin act administrativ, rect de hotărârea parlamentului sau decizia unui ministru sau decizia unui prim-ministru și în executarea căreia subsecvente se încheie acte juridice consensuale, în cazul nostru, iarăși contract individual de muncă. Una este componenta administrativă, alta este raportul juridic de muncă, care este între angajator și salariat, care poate avea multe consecințe, dar după ce va fi revocată pe post directorul vicele Londra, nu înseamnă că automat acel contract poate sau trebuie să ajungă la concertare. Asta va fi o decizie la nivelul angajatorului, la nivelul mai. Mulțumesc. Mulțumesc frumos, domnule Negoi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș face două remarci plus una acum. În privința a ceea ce afirma domnul președinte Corlățean mai devreme, aș începe cu ceea ce n-am înțeles mai devreme, și anume ieșirea nervoasă pe care a avut-o, probabil în graba de a dezlipi niște etichete de pe propriul partid și a încerca să le lipească de USR. Etichetele respective i-au rămas lipite de degete, dar nu asta ar fi marea problemă. Sunt de acord cu ce a spus domnul președinte Corlățean, în două aspecte. Unu, nu înțeleg de ce noi, în comisiile reunite, trebuie să asistăm la pasarea pisicii de la Ministerul de Externe către ICR și invers, în privința responsabilităților pe care le poartă. Rugămintea este ca data viitoare, fără să-mi răspundeți, domnule secretar de stat, nu e nevoie să-mi răspundeți, rugămintea este pe care o reiterez și eu, este ca data viitoare sau dățile viitoare să vă hotărâți cine ce responsabilități are, astfel încât în cadrul comisiei să nu existe astfel de episoade. În al doilea rând, același lucru reiterez și eu asupra ceea ce spunea domnul președinte Corlățean mai devreme, rugămintea este către Institutul Cultural Român, în speță către domnul președinte Jicman, să ne dea o dată, chiar aici, în cadrul comisiei și cu acordul domnului președinte Badea, o dată la care am putea să ne vedem în cadrul comisiei pentru a prezenta aspectele pe care dorim să le știm în privința activității Institutului Cultural Român, începând cu politica de cadre și continuând cu celelalte aspecte. Cred că sunt lucruri de bun simț și n-aș fi vrut să ajungem la momentul acesta în care să fi spus, v-am spus noi. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, vă rog. Domnul președinte, o singură completare. Eu nu am dat vina pe ICR. Doamna Catinca Nistor, în momentul în care a devenit președinta Institutului Cultural Român de la Londra, este angajată în Ministerul Afacerilor Externe. Era doar o specificare legată de faptul că responsabilitatea alegerii spațiului de locuit i-a aparținut domniei sale și nu cuiva din central, așa cum a lăsat să înțeleagă. În niciun caz n-a fost o critică la adresa ICR-ului. Asta e tot. Deci responsabilitatea revine șefului de misiune, dânsa e ordonator de credite acolo, banii vin din centrala Mai. Despre asta este vorba. Da, mulțumesc. Vă rog, domnule președinte. O scurtă intervenție. Mulțumesc pentru clarificări domnului secretar de stat. În ceea ce mă privește, conform legii, voi răspunde ori de câte ori voi fi convocat de către comisiile reunite. De altfel, la începutul lunii aprilie, în prima parte a lunii aprilie, cum prevede legea, vom depune și raportul anual de activitate, dar comisiile reunite pot decide oricând convocarea noastră și vom răspunde cu siguranță oricând prezent pentru a lămuri orice aspect. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul Pufu, două secunde. Da. Mulțumesc, domnule președinte.
Am să reiau puțin, dar sub altă formă, ceea ce a spus mai devreme doamna senator Crețu. Și aș spune un lucru, e cel mai important ca noi în urma acestei experiențe să învățăm ceva și să nu rămânem din nou cu lucruri neacoperite din punct de vedere procedural, să reușim să le încadrăm în niște proceduri acolo unde găsim lacune și unde identificăm probleme, astfel încât să nu mai rezulte această dezbatere pe care am văzut-o astăzi cu pasarea responsabilității dintr-o parte în alta. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, la fel de bine trebuie, cred că, să învățăm și noi cei care decidem că există locuri în care arderea de etape profesionale nu își are locul și aduce daune foarte mari. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul senator. Doamna Crețu. Aș mai avea o întrebare tot legată de ceea ce trebuie să învățăm. Are Ministerul Afacerilor de Externe plafoane în ceea ce privește chiria care poate fi plătită sau proceduri de achiziționare de pe piață? Dacă are doar proceduri de pe piață, are limite în ceea ce privește calitatea locuinței, adică în funcție de ierarhia diplomatică, ce tip de locuință poate fiecare să închirieze? Pentru că nu putem spune că, bun, noi am avizat că asta ne-a trimis. Nu există așa ceva. Te rog, Andrei. Da, doamna senator, mulțumesc pentru întrebare. Da, există anumite criterii după care se închiriază o locuință de serviciu. Dânsa fiind șef de misiune, acolo era directorul și este directorul ICR Londra, avea dreptul la o locuință care să-i permită și eventuale întâlniri de reprezentare în cadrul locuinței. Despre asta este vorba. Eu nu am spus că în acest proces a intervenit ceva care n-a fost, să spun, conform regulilor care există în MAIE. Am spus doar că există responsabilitatea care este asumată în principal de șeful de misiune. Dar din perspectiva, cum să spun, criteriilor de selecție, sigur, este un preț foarte ridicat față de costurile, de exemplu, de la ICR Paris pentru cei doi directori. Prețul este foarte mare, dar înțeleg că era prețul cel mai mic în zona respectivă. Deci există criterii, trebuie să aibă un birou, să aibă o cameră de reprezentare și așa mai departe. Deci există. Mulțumesc frumos. Dacă dorește cineva să mai întrebăm pe acest subiect înainte de a da un vot, dacă nu, domnule Colăța, vă rog, președinte. La două scurte comentarii. Am ascultat cu mare atenție toate intervențiile și prima chestiune instituțională este. Eu chiar nu cred că instituțiile statului român trebuie să fie cu tipoștale. Și nimeni nu trebuie să invoce doar selectiv îndeplinirea procedurilor prealabile. S-au îndeplinit procedurile prealabile, totul e legal, sunt cutie poștală, semnă și dau mai departe. Nu așa. Oportunitatea ține de actul deciziei politico-administrative. Până la urmă, îți asumi politic niște aprobări acolo. Nu suntem absurzi și eu cu atât mai mult nu sunt absurd să înțeleg ce înseamnă actul de reprezentare în capitale importante și că acolo trebuie să organizezi, trebuie să primești. Știu ce înseamnă statutul ambasadorului la Washington, la Londra, la Paris, la Berlin și toate celelalte mari capitale. Știu ce înseamnă să fii director ICR și să ai un sediu în care să poți să rezonezi, să relaționezi, să aduci și o prezență importantă. Dar mare atenție! Suntem într-o perioadă a acestei țări și nu fac nici măcar referire la alte perioade istorice, inclusiv din experiența personală ca diplomat la post. În ce condiții au muncit niște oameni modeste și cu, în primul rând, cu loialitate pentru statul român și mai puțin cu dorință și ambiții de a avea dincolo de linia acceptabilă. Mare atenție că în clipa în care în România găsești situații semnalate de presa asta prezentă de față, distinși jurnaliști, oameni în vârstă care intră în magazin să ia 2-3 pateuri pe dedesubt fără să plătească pentru că mor de foame, și până și procurorii închid cercetarea penală că nu există considerat un prejudiciu, mai multă decență, inclusiv în actul de reprezentare și în oportunitatea deciziei de a aproba sau nu aproba ceea ce, da, a fost confirmat în procedură prealabilă, se impune. Și aici cred că ar trebui rafinat mai bine la nivelul mecanismului de decizie internă instituțională. Instituțiile nu sunt cutii poștale. Și al doilea comentariu, pentru că comentariile introductive m-au pus într-o dispoziție nu nervoasă, ci combativă, domnule senator. Eu m-aș fi așteptat la mai mult de la USR.
Dar pentru că am acceptat șarja absolut amicală, că suntem colegi și cu unii chiar relaționăm în parametri foarte decenți. Tema este corect ridicată. Cine își asumă și depolitizarea la numiri? Dar haideți să o facem cu unitate de măsură unitară pentru toți. Pentru că dacă eu la mine în circunscripția mea de la Dâmbovița am văzut sub guvernare USR, de exemplu, apropo de depolitizare, numiri într-o unitate de securitate națională, în complexul ăla industrial de apărare care produce sau repară la Moreni, în Consiliul de Administrație, trei distinși domni și doamne din societatea civilă USR, ONG-uri, că stipendiile erau foarte generoase acolo, care nu aveau niciun fel de expertiză cu capacitatea de producție militară, poate mi explică cineva cum e cu depolitizarea sau chestiunea cu cine își asumă. Poate ni se explică cine își asumă aprobarea unei achiziții de stat de aproape un miliard, au fost 800 și ceva de milioane, pentru vaccinuri până în 2000 nu știu cât, fără avizul Ministerului Finanțelor și cu semne ridicate de Ministerul Justiției printr-un memorandum. Își asumă cineva treaba asta? Își asumă măcar DNA-ul să se uite pe subiectul ăsta? Deci ori aplicăm unitatea de măsură pe depolitizare și pe asumare pentru toți și hai să punem statul român așa cum trebuie. Ori discutăm povești. Așa că dispoziția mea combativă, eu accept să fie stimulată de fiecare dată, că știți că pot să spun chiar mult mai multe și este sănătos. Acestea fiind spuse, nu știu dacă mai sunt alte chestiuni, dacă doriți, discutăm și la o cafea. Lungem povestea și vă mai dau un răspuns, că sunt în stare combativă. Sugestia mea este următoarea. Să încercăm să separăm lucrurile și să vă clarificați și dumneavoastră, să avem și o discuție așezată, structurată, instituțională, să separăm și noi lucrurile între ceea ce sunt chestiunile de fond și ceea ce reprezintă obiectul sesizării dumneavoastră astăzi. Încă o dată, noi nu facem analiza mandatului și alte chestiuni, ci subiectele ridicate în instituția revocării. Și ne-ați prezentat și CRU-ul, și Ministerul de Externe, și Ministerul Culturii, care sunt punctele de vedere. Am ascultat, s-au pus întrebări, am luat note, fiecare și-a format o opinie și, în consecință, să supuneți la vot ceea ce considerați dumneavoastră, domnule președinte, ba dacă trebuie supus la vot. Mulțumesc frumos, dacă nu mai sunt intervenții, va supune la vot solicitarea transmisă de președintele Institutului Cultural Român de revocare a doamnei Catinca Nistor din funcția de director al ICR Londra, bineînțeles, un aviz pentru solicitarea de revocare, pentru că deciziile finale le vor lua prin ordin cei doi miniștri. Cum? Așa că vă solicit un aviz favorabil la solicitarea transmisă de președintele ICR, solicitarea de revocare. Cine este pentru aviz favorabil acordat ICR? Numărăm. Sunt pentru un online? Nu. Costea pentru? Prioteasa pentru. Prioteasa, 18. Sebastian Răducanu a lăsat votul pentru. Da? Răducanu pentru. Perfect. Loran Turoș? L-am pus la. Este, da? Mulțumesc. Și Radu Mihail? Pentru. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem. Deci cu 19 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, s-a acordat un aviz favorabil solicitării de revocare venite din partea președintelui ICR vis-a-vis de directorul ICR Londra. Vă mulțumesc frumos. Aici se încheie ședința noastră. Vă doresc toate cele bune.